Uitați-mă. Ce pasă? Ce scuze? Cu event, ia mă să venim. Cu event. Da! A greu de tot aici. Ai, îi dai 200 la ăsta. Uite, am 120, 100. În linie, vă rog, acolo. Bă, care mă omorăm? Caz la event. Ai pe V-mort la event. Uite, bă, Snow Clip. La event. Bă, vă plac. Păi da, la event. Unde-i beat? Bine, de ce am mut pe chat? Stai că mă nu n-auzi. O prins planeta. Două secunde. Lasă că bor la prin. Despre ce eventul? Despre... Despre bratul cu planta. Această plantă foarte rară în această... O, bebe Moise, salut! Oho, biologie, salut! Ai aici asta. Sunt rubinul, bă. Prostii că face video. Sunt rubinul, bă. Opriți planeta. Da, frate, fă tighet. Ai făcut tighet. Păi cum meu face tighet la event? Bine. Hai să vă număr. Trăgați. Da, bă, fii. Rubinul postă de mâncare. 7, 8, 9, 10. Auto familie! Tu? Da. Suntem așa puțin, mă. Ia, stai mă așa. Eu nu vă văd. Efectiv, nu mi se încarcă ochișorii. Băgă-mi și... Așa. Suntem 83. Poftă să-i revenim. Da! 2, 3, 4, 5... Rolita rusească. Bă, ce event e? Salut, băi, scuzați, ce event e? Salut, bebe Moise, salut! Ce faceți? Ce e din ăsta cu... Aici cu bebe Moise pe zonă. Rolita rusească. Mamă, îmi place asta. Dă-te mă așa să fac o poză cu bebe Moise. Da, ești tu bebe la ruletă? Eu sunt ruleta. Dă-te așa. Haide. Vreau să stau lângă Rubinul, poftă de mâncare. Gata, bebe Moise, am făcut poz. Hai zic, Stai să-ți fac eu. Ce faci în mine? Ești de aici. Cum aveți? Bun, încetat sau aveți? Se bagă în mine, uite-le, ești de aici. Salut toată lumea. Hai mă, cu cine ia, dă-le două bani. Ce se bagă de ei? Aprins, bani. Bagă-te tu, Nic, mă. Mamă, era glons pe ruletă, te-ai dus. Bă, Rosaliule, dă-te de aici, Rosaliule. Dar ce ai mă cu el dacă stă acolo? Dar nu că se bagă în mine. Păi tu te bagi. Nu te-ai aici, că tu nu erai aici când am venit. Eram aici, acum am venit, mai înainte. Păi pe dracu să te ia. Rămâi acolo. Mamă, ce a zis. Rămâi aici, am zis. Salut, Andru, ce faci, tati? Ai zis-o de mielins. Ți-a zis-o, bebe, Moise. Mi-a zis-o. Isca. 1, 2, 3, 4, trebuie 4, să fim 5, toți pe pace aici 7, și pe etenie. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, cap. Mamă, a căzut după ce ai tras. L-am văzut în delay. Exact! Salut, Pericol! Salut! M-auzi? Da. Alege număr de la 1 la 30. De ce vrei mă să-ți vinzi BMW-ul? 5! Nu număra. Nu vând mă nimic. 2. Bun. Bă, ce bulangiu i-a zis pe mine, bă! Un număr mai mare. 18. Bine. Vreau și să văd, nu-mi dai. Vreau ce mă așa. Bă, pune tot timpul să fie număr mare, mă, nu doi, că... Ăsta roz, ăla... Eu zis să ce-a fidist. Ăla-n doi, că pune dracu doi, pune doi. Asta urmează rozul, am numărat eu. S-au mutat. Ok, eu meu. 10, 11, 12. Dar nici nu suntem 16, 17, 18. Rozule, scăpat. Sartu, bă, să nu te împuște. Bă, că stă să ia cuțit. Nu, că-i dă cu Dala, cu Dala. Mamă, și glum și cuțit în același timp. E prea șmecher. Bă, deci când pic eu o să sar, să știți. Să mă împușcați. Am părăștul la mine. Bravo. Ah, eu nu. Deci mi-o părăștul dacă ai.
Păi sună pe gagică ta. Oaaa, deci te-a zăpăcit. El se plânge pentru asta. Adamis, 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 Eddie, te scot din mafie, te scot din mafie. Adamis. Dacă tu mai ai mafie, bă, Rubine. Ia uză-l pe ăsta. Rubine, ce are să mai. Bă, vezi că l-ai viu, jos, mă. Bă, jos aici, dă și mie respawn. Bă, vreau respawn, dar nu pare jos. Băi, merge să dăm un jav cu mafia? Nu, exact undeva. Hai, dar leg și eu. O prins la net. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mă bagi mai și pe mine în curcubeu? 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mă, dar tu zici un număr după tine așa cum vrei? Sau? De pe rând, mă rog. 23. Eu vreau bă să zic numărul, știți? 26, 27, 28, 29. Zicem 2 toți. Cine? Eu bă? Na, salut eu? Bă. Fugi. Dacă te arunc. Eu bă, hai salut băieți. Dă-i bani, dă-i bani, dă-i bani. Dar de ce mai stă Sidney Glass? Mă ghida de ele respawn. Și cred că m-aș băga la somn. Să ți bag mâna în panta, plouă. 28. Aolo, mă duc mai încolo, dacă ești cu din ăștia. Din stânga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ăla numără așa după el, știi, și te acunzi la care vrea el. Cum mă să numere așa? Păi nu zice nimeni un număr. Adevărat, aia. Nu, zic numărul ăștia. Sebi, mi-am dat pe las, nu. Eu zic numărul 17 acolo pe acolo jos. Alege un număr. Eu zic 30. 17 acolo jos. 20. Am mai întâi amestecați-vă. Amestecați-vă. Eu sunt ok. Și eu sunt la fel de ok. Eu când tragi, eu fac așa. Hop. Aici. A, bebe moi să are cod. Schematozoid. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu vara nu dorm. Dorm la 1.30. Bebe Moise, eu? Alege. 15. Nu 15, ba da, nu. 10. Stai, 1, 2, 3, stai, 3, 6. Bun, 10 ai zis, da? Începe din mijloc. E ăsta în alb, ăsta e în alb. Nu, nu e din mijloc. Ăla în alb, pune-te înapoi. Încep de la dreapta, dă-te-i mine. Bă, dar asta are prins 5, să spun locație. 6, 7, 8, 9, 10. Da, eu. Da, eu. Asta e ruleta urocului, mă rog, să spune. Ia, da, nu-i! Scărbau, 10, 20! 3, 2, 0. 30, 20. 3, 2, 0. Da, zi un număr, zi un număr. Eu? Da. De la cât la cât? Zici tu peste 10, mă, să. Hai că mai zici un număr. Trebuia să zic un număr, mă. Ziceți peste 10, cine nu zice peste 10? Da, mă, să fie mai mare un pic, ca să numeri un pic, să nu fie așa. Prinspandit. 20 de exemplu. Zici 17. E tot 17. Ultimul care a fost și aia. Sau să se mergi de exemplu. 23. De la dreapta sau de la stânga? Care vrei tu, nu contează. Hai, de la dreapta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ăsta negru pică cu teco, cred. 19, 20, 21, 22. Să-mi bă! O, dar pe câștig eu sunt cel mai fericit. O, știu ăsta număra. Intenționat, bebe. Nu, n-am știut. Ba da, intenționat. Iartă-mă! Păi și care zice numărul? Alege numărul la 1.30. Number. Eu? Yes. Mai doi. Bă, bă, băieți, nu știu. Zici și tu să pice pe mine. 23. De la ce parte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
Nu e exact, spune nu, alege numărul de la 20 la 40. De la 20 la 40? Uh-huh. 15, fra. 15. Am înțeles. Lasă-l, bă, și pe Iulie să dea. Iulie. 15 a zis. Nu, mă, nu Iulie, nu 15, mă. Alege numărul la 20 la 40. Eu 25. Hai, 25. La dreapta. Numără. De la dreapta, dă-i, hai. Dă Iulie, numără. Eu câștig. Număr de la dreapta. Care numără, mă? Iole. Bă, cât era? Nu, de la 20 la 40. Eu? Da, de la 20 la 40. Mă, rămas 13. În finală, băieți. Rămas în semi, în ce-i asta? Da, nu. Final, semi, finala, finala mică, sau cum e, finala mică. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nu-l omoră. De la cât? Poftim? Nu-l omor. Alege un număr de la 30 la 40. No, nu, nu, acum e ca pocă. 36. Nu, mai sunt numai. Vino-mi să dau locul 3. Vino-mi să dau locul 3. 36 eu zis, numără 36. 36 eu zis ăla, păi el o zis, ne luăm după el, nu? 1, 2, 3. Nu, mă, se face box la ultimii 2, se face box, și 2 fac box. Box? Vai, bebe! Ne batem, gen? Pericol, bate-am. Pericol. Că poți să-mi pun armură, contează? Nu contează armură. Să trag, contează dacă trag cocaină, heroină din astea în mine? Bagă roz ăsta, bagă roz ăsta. Nu, nu voi. Eu zic să nu bagi. Băi, nu sunt cel mai bun la bătaie, dar să fac tot ce e posibil. Fără infinit. Gândește-te că eu îmi dicot ce ți-a dat 100 de milioane amendă. Mamă, unde-i? Băi, Iulie, dar la glonț începem. Da, mă, Costa, te bază la glonț, la glonț. Mai dar știi ce, fii atent, stai așa un pic, voi trebuie să vă dați de aici ca să nu-mi sară pumnul. Da, 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 da. Hai, 3, 2... Au, nu-i corect! Hai mă să te văd, hai mă! Hai mă! Ți-e frică? Stai pericol, da. Haide! Hai să te văd! Woo! Nebunule! Ia-o, n-ai văzut-o! Eu am dat de rândul tău! Au, bă, m-a prins! Au! Na! Tu ești, rândul tău! Au! Au! Nu te lăsa pericol! Nu te lăsa bărut! Au! Mai pot! Mi-o dă! Mi-o dă! Mamă, ce meci greu! Băi, rândul tău să dai! Pusăleule, dă-i! Dă-i, m-am zis! Culcat, am zis! Culcat, am zis! Culcat! Bine, bă! Bă, ce bine bat, bă! Te-ai gândit că-i dicot, nu? Bravo! Exact, când mi-ai zis că-i dicot, am dat în cap în hoțul de cai. Care-i premiul meu? Locul 1. Cât e? Cât e? Tu ești. 5 milioane. Dă-i, dă-i lui, dă-i lui că l-am bătut, vă pup, salut, mersi. Salut, pericol, te pupau! Ia uite-mă! Uuuu! Bă, n-am mă împără, bă! Bă, nu! Nu! Da, și că am reușit, tati! Am reușit să aterizez după o moarte clinică! Uuuu! Eu sunt Bebe Moise, nu știu dacă mă știi. Băieți! Am câștigat, băieți, am bătut și eu, nu se poate așa, ce mai știu și eu să mai dau una alta, să mai iau un pom în gură, mai știu și eu. Hai să vedem dacă e cineva pe la casă, bă. Ioi, mergem să dăm și noi un jaf din ăla legendar.
Cum să nu? Mi se pare mie sau amputa este mai mare ca toți lei? Mai înaltă. E pe tocuri. Eu ce papagal frumos aveți. Nu, ce e peruș? Întrebare. E ăsta, o nimfă. Știe să zică ceva? Nu, că e fată. Și ce, fetele sunt proaste sau ce? Ea nu e papagal, e papalăgească. Care e femininul la papagal? Papagală? E mai mult ca sigur, da. Nu cred. Păi, care e femininul la papagal? Băi, mergem să dăm un jaf sau nu mergem? Hai să mergem. Hai să intru pe stație, să chem pe băieți acasă. Păi, avem băieți până oraș? Mai suntem șase, suntem șase pe căscuță. Da. Mai e un băiat care scăpă. Băi, mergem și noi la un jaf, la un ceva, la o măzină, la un făcăleț, ceva? Mergem? Da, da. Te pup, Dani. Pauscă, papagaloaică. Unde mergem, o să dăm jaf? Hai să mergem. Băi, pirat. Unde vrei să mergem să dăm jaf? Păi, oh, bună seara. Nu poți să iei de aici. Bună dimineața. Neața, neața. Sau armă, dacă îmi pot da. Ce zici, prințule? Sau orice armă. Vreau să merg să dăm un jaf ceva. La o bancă mică. Bă, lasă direct cu, bă, cum îl împuși pe ăsta, mă, cu chitară, mână, aici? Cum îl împuși? Nu știu, orice. Bă, noi mergem la jaf, ți-e țar de cânta, bă, e greiere, puturoșești. Gata, văz că am glumit. Hai să mergem la jaf, n-auziți? Ia mă, te rog un pic și pe mine în brațe. De ce? În Pacific? Revine în 2 minute. Până păi, ajungeți acolo, eu sunt în hai repede, hai repede, stiu ce mașină, vină cu la casă? Te-ai scot acum. Că după aia dacă te iau un cârcă, urcă. După aia dacă te iau un cârcă, nu mai poți să fac nimic. Așa stai în mașină, e blindat. Hai bă băieți, mergem? Da. Hai, luați-vă mașinile. Ne vedem direct la Pacific? Nu mergem la Pacific, mă, că nu suntem de Pacific. Suntem o mână de persoane, unde vrei să dăm Pacific? Să ne păi, car. Mai vine și lupul. Am înțeles. Care? Cine-i lupul? Da. Spagă benzină și intră pe căscuță. Lupul? Lupul nu era mort? Și pe Nicolas l-ați văzut, Eva? Pe Nicolas l-ați văzut? Da. Unde? Salut. Bă, lupule, tu ești? Eu sunt. Bă! Vreau să te ajut la jap. Bă, lupule! Eu cred că ești mort. Nu, nu. Adică a fost o neînțelegere. Lupul, trăiește, bă, dăm petrecere în seara asta. Dăm. Unde ești, lupule? Cu toate că pe pentru ce mi-ai făcut tu atunci, a reușit printr-un miracol să trăiesc. Ce ți-am făcut? Și eu să vreau să... Ei, cum adică ce băieți? Mi-ai făcut? Părinte, știi tu mai bine. Părinte, mi-ai zis? Bă, vreau să dăm la, la o bancă mică, mă, dar nu știu dar unde. Dar suntem de Pacific. Nu de suntem, mă, de Pacific. Am fost 40 acolo. Voi nu știți să trageți un glunj și sunteți de Pacific. Suntem drăgași. Drăgași buni. Da, credeți că toată lumea se așa aici. Drăgașa, bebe! Au fost probleme cu ochii atunci la Pacific, bre. Da, păi și ce poliția n-a avut? Jucăm ghege, bre, suntem drăgași. Haide, bebe! Bă, veniți... Veniți în Los Haos, la... banca de lângă poliție, la fleca centrală. Bebe! O să am nevoie de oameni de teren. Care zice că e tare pe și trage bine?
Uitați-vă care-i. Eu. Care-i? Zaharia. Numele. Ianis. Zaharia, bebe. Ianis, Zaharia. Cine mai e? Ianis, Zaharia. Care că Rafa, nu? Rafa. Da, și eu, și eu, și eu. Rafa. Lupo, nu prea, nu prea cred. Și încă unul mai vreau, încă unul mai vreau. Nu, eu nu vreau. Eu nu vreau, eu vreau un banc. Ideea e în felul următor. Eu vreau să luăm un ostartist și să negociem cale liberă. Dacă ei nu vor să-mi dea cale liberă, la semnalul meu, veniți și împușcați în fața băncii. Bum, bum, dați-ne-i ca în hoții de cai. Bebe! Da, prințule, ce te-ai spărat așa? Că m-ai și speriat, care ești? Care ești, mă? Eu unde sunt? Veniți acolo unde v-am dat... Mamă. Nu se poate, frate. Cum bă să mor aici, bă? Uită-te și tu. Cum? Bună ziua. Biletul la control, vă rog. Aveți bilet? Care este dumneavoastră? Geamul jos? Geamul jos, vă rog. Oh, domnul Rolică, dumneata ești. Bună seara, bună seara. Îmi cer scuze că v-am deranjat, domnul Rolică. Puteți trece. Nu se face, nu face nimic. Băi, ce prost conduce ăsta cu range-ul, mă, frate. O, bă! Am pierdut por bagajul, bă! Am pierdut por bagajul! Băi, Rolică, ești în spatele meu? Asta e că am ieșit de pe stație, aparent. Rolică, ești în spatele meu? Păi zi el lui Rolică să intre. Noi ostatici aici, avem aici doi ostatici în fața, băi. Acum vin. Băi! Urcă aici că am arma pe tine. Urcă aici, mașină! Tu scăruța ta, urcă! Ai putea veni și eu la Pacific? Nu urcă, foto scăruța. Mă, te-mi puși, bă, urcă, bă! Putem la Pacific. Pușcă. Unde sunteți? O să facă ticket, cel mai probabil. Dar nu înțeleg, frate, de ce nu vrea să urce, bă, că dar nu le fac nimic, frate. Sunt prea mult jefuitor pe server și sunt oamenii speriați. Nu luam un pic, făceam și noi un roleplay, o măsină, un făcăleț, adică... Acum ajungem. Mamă, ăștia, mamă, dar cine-s ăștia? No. Noi suntem, noi suntem. Noi suntem aici în fața băncii. Dă-te așa să parchezi și eu, dă-ți-o așa. No. Oh. Bună seara, domnul. Bebe, ăsta a zis de tine, bebe. Ce a zis? N-a zis, domnul. Zici că are problemă cu tine. Ce problemă ai, domnul, cu mine? N-am zis nimic, domnul. Bă, ce ai zis? Ce-o zis, mă? Ziceți ce-o zis. A zis că are o problemă cu tine. Avem alianță, domnul, place, avem alianță. Cine ești tu? Bratva. Mamă, alianța asta cred că e de o lună. Domnul, dumneavoastră ce faceți? Sunteți bine, sănătos? Am fost să-mi depozitez bani. Mergeți liniștit. Hai băieți, intrați în bancă. O să dăm și noi o mică scapadă aici. Oamenii de teren afară, oamenii de teren afară. Bebe, noi unde ne punem afară? Stați așa. Domnul, tu trebuie să ne ajuți, domnul. Domnul, tu trebuie să ne ajuți, dar știi de ce? Ai arme la tine? Bagă-ți-le într-o mașină ceva dacă ai. Pentru că ne trebuie un ostatic, pentru că eu vreau să cer cale liberă. Nu vreau să mă bat cu ei și vreau să te dau pe tine la schimb, înțelegi? Dacă ai arme ceva, poți să le lași ca să... Poate te percheziționează aia după, de aia zic, știi? Eu nu vreau să-ți dea vreo amendă sau ceva. Dar nu e la Pacific. Dar avem nevoie de un ostatic. Adică te iau de bună voie sau împotriva voinței tale, cum alegi tu. Suntem 14, eu zic că suntem bine de Pacific. Gata, ce și mai mă deranjați. Hai bre, intră în bancă ăsta, în alt domn. Ok, gata, hai. Cum ai zis că trebuie să mergem bun ostatic, ce știu eu. Unde mergem, oameni? Ce trebuie, dar asta e. Băi, Zaharia cu Ianis, luați o mașină și vă îndepărtați de bancă. Ce mașină luați? X6-le meu. X6-le, perfect. Dar când zic vă îndepărtați, vă duceți la distanță mare, da? Da, bebe. Nu, doar ei doi, Zaharia și cu Ianis, am zis. Rafa, dă-te jos. Și cine mai era? Rafa și cu încă unul. Cu Zaharia și cu Ianis. Păi nu, mai am nevoie. A cui e range-ul ăla? Rolica, cui e range-ul? Nu range-ul, R7. Ia meu, ia meu. Tu ieși afară și te duci cu Rafa, om de teren. Cine? Tu, ăla cu R7-le, te duci cu Rafa, om de teren, haideți. Hai. Salut, bebe. N-am mai apucat să mă mai schimb. Păi da, dar fără mască. Am mască. A, puneți mască atunci. Mersi.
Băi, dar armă aveți? Băi, fiți atenți, vă duceți undeva departe și când vă chem eu, gen, să veniți așa, să aveți cam 2 minute în care să veniți. Dar stați departe, ascunși după blocuri undeva, să nu vă vadă poliția să treacă, să nu vă vadă cu termala, să nu stați aici imediat după o străduță, mai departe și doar în cazul în care eu vă chem, atunci veniți și acționați, ok? Ok. Să aveți arme și pistoale. Fii atent, când veniți, vreau așa, fii atent, băi, Rava. Rava și Costa, fii atent. Tu o să vii fix acolo la intersecție, la colț unde mă uit eu. De acolo vii și tragi în ei aici. Fii atent, de la colțul ăla, de acolo, nu, de acolo, de la colțul unde mă uit acum, aveți? Acolo parchez mașina la colțul, în dreapta, practic, cum mă uit eu la fleca. Și voi ceilalți cu Ianis și cu Zaharia, cum mă uit eu la fleca din fața băncii, în stânga la colț veniți și o să trageți în polițiști dacă e nevoie, da? Stăm aici în parcarea asta, că e o parcare. Nu, stați departe, să fiți la 2-3 km de bancă. Gata. Mergeți. Da, bebe. Băi, care ai venit cu... câștigăm, și-a fost. Care ai venit cu I8-ul ăsta? Eu. Ai armă? Da, am. Băi, care are armă înăuntru? Mai am nevoie de un om afară. Băi, ieși afară ăsta cu I8-ul, băi. Băi, I8! Ăsta aici, domnul zi, mai exact codul poștal. Vrei să mă duc cu el, bebe? Ai armă? Da. Ok, du-te tu cu el. Voi luați optul. Mai am o echipă de ăsta. N-avem ce face înăuntru prea mulți, de asta zic. Dacă ei nu-mi vor, dar fiți atenți, dacă nu-mi dau cale liberă pe o static, nu, du-te cu el cu optul. Lasă mașina aici și du-te cu el cu optul. Dar nu-i problemă. Vă duceți tot așa și doar la semnalul meu veniți aici. Și când veniți aici, vă spun eu ce să faceți pe căscuță. Gata, mă, băiți. Gata, ai făcut legea. Rămâneți ascunși bine acolo. Puteți să veniți, noi avem nevoie de prea mulți în bancă, avem nevoie de oameni de teren. Și fiți atenți, în momentul în care o să avem nevoie de întăriri, gen, o să am nevoie de voi, gen, să, cel mai probabil toată poliția o să fie după mine. O să am nevoie, eu vă dau așa, bă, veniți pe nu știu unde, voi încercați să mă interceptați pe mine și să vă băgați puțin în fața lor, să-i opriți, că vor fi mulți după mine. Le facem manevră. Bă, Zanițu, dar nu știu cine te-a întrebat pe tine, frate. Du-te tu, joacă-te tu pe ce server vrei tu, că nu... Mașini mari pentru pit stop, că altfel ni se fac mașinile și la noastre și pe serverul ăsta are 400 de persoane. Nu poți intra. Ai mic 6, și 6 le mașină mare și le facem manevră. Cea mai tare server de 30 de persoane. Da, cu aia poți să faci multe, dar să nu fie de la micuțe, bruscuțe și astea. Bea apă? Nu. Bă, dar n-am băut apă, mă, când m-am bătut. Dă-te jos, frate. Care ești, bine? Păstrai, mă. Ah. Bă, am căzut de pe hartă, de aia n-am mai acolo ajuns. Care pleacă. 90 Ohio. Bă, dar sunt, bă, nu trebuie să stați aici, că suntem mulți în Egipto. Bă, ăștia doi ultimii, ăștia doi, tu. Tu ăsta cu barbă și ăsta de aici de sus. Vă luați mașina și vă duceți oameni de teren. Ok. Care ești, băiat? Tu, care? Luați mașina asta galbenă, dacă vrei, sau dacă n-aveți. Raimond. Avem. Luați mașina voastră sau luați-o pe aia. Dacă mă grijă, grijă! Suiți-vă în mașină, Raimond, sunteți pe căscuță, da? Da. Mergeți și voi, oameni de teren, vă rog. Cât mai departe de bancă și veniți aici doar la semnalul meu. Băieți. Bă, stați așa că nu știu ce trebuie să fac aici, și am ieșit din bancă, bă. Bă, și eu trapper, bă, puța, asta e moda. Ești trapper, bă? Nu vezi ce pantaloni am, 200 de euro. Ia să văd. Stai că vin acum. Și că am cu Eric. Stai că vin acum, opa. Băiți, când începe școala, bă? Pantaloni așa 200 de euro, frumos. Barcelona tricou 100 de euro original. Bulletproof. Cu... Adidas ăștia, nu știu cum se cheamă. Off-white-uri? Parcă. Nu, nu sunt Off-White, sunt Nike, îmi pare unii Off-White. Păi Nike, dar... Wait, aia nu sunt altceva. Air Force One. Cred că Air Force One sunt, da. Așa, ăștia 1 milion de euro pentru că genii port în picioare. Outfit check. Chiloții... FPT, gen. FPT. Sunt ca petardele alea, înseamnă că ți-au pușcat oscurul. Iartă-mi. Masca? Și... masca... Da, asta de-a lui bunica de sufla muncii. Poți să-ți fac un punct aici în frunte, gen ca la indieni? Nu. Și părul făcând handmade, vopsit, frumos.
frumos vopsit, cât? 200 de euro și bărbița, na. Mustățile făcute custom. Nu, deocamdată n-avem. 100 de euro. Vezi, deci așa cum mască partner, bam, și când am masca jos, bam, am tinerii 30 de ani. Vedeți că poate vin fără girofarurile pornite. Mai și ce? Voi puteți să luați banii? Ancoța, cred că poate. Nu cred. Ultima dată când am dat, nu putem. Hai cum să văd dacă e cineva afară. Imediat facem. Poți să iau de aici, dar mic, după aia nu mai poți tu. Nu, n-am card. Cred că sunteți un intrus în parcă. Domn, 150 de dolari. Da, ești un intrus. Dă-i mă că ceamba lui Lupu. Îi dau, fii să-ți dau mă că ceamba. Da, ești undercap, lucrezi pentru o altă familie. Lucrezi pentru familia de Volpi. Am înțeles. Ce faci, bre, acolo, bre? Bă, da, poliția. De poliție, m-am chinuit degeaba. Te crăcănesc pe aici până am și rămas aici. A, ești cum ai intrat? Păi nu mai pot că m-am blocat. Mi s-au lipit picioarele, era aici lipici pe jos. Mamă. Stai să mă dau, stai să mă dau. Păi și cam cât durează să deschid? Mă mir că este fix lângă... Vezi că poliția nu vine. Ești ok? A ajuns poliția acum. Am lipit în talpă. Hai că închid ochii și deschid până vine poliția. Stai să pun cu ăsta. Nu, tot așa, tot hai. Așa. Vezi că nu vine poliția. Dar de ce nu vine poliția? Mamă, stai, închideți gura. Stai că așteptăm un pic poliția, ok? Vezi că e rare wanted. Nu, văd că nu-și face poliția asta. Sunați unul la poliție să vină poliția. Hai că suni acum. Sună lucrurile, dar fă și un pic de cateringă cu ei. Ce catering? Păi fă tu catering atunci că... Zine să vină aici, domnul Luc, parcă era de cot. Păi eram. Bravo. Îmi place cum gândești, domnul. Dar tu de ce ești în chiloți? Eu? Aveam pantalonul meu și să nu mă doresc. Dai să sună ticot. O secundă, stai să țin. A, da, s-a terminat sau? Tai! Alo, bună ziua, mă auziți? Do, Dicot, mă auziți? Dicot? 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 Mă auziți? Îmi merge telefonul? Mă auziți? Alo? Da. O să sun iar, că sunteți prea incapabil. Poți? Stai că sun iar. Nu. Dar de când e Spider cu noi? Ce e Spider, mă? Spider-Man, ăla-i de mult. Nu. Ia uite, mă, că nu-ți spune ticotul. Băi, nu-ți spune ticotul. Nu zic să nu-l las, plecam. Nu-l spune, stai puțin, că mă duc eu la ei, băga meș. Mă duc la sitiu, se mai întâi. Mai bine aș să plecă. Vă plecază eu, ușor. Nu răspund ăștia, a? Și ești mechia sau te părit, așa? Și dacă este, mergem și... O secundă. Mă, Dicotul răspunde sau ce faci? Nu se știe. Am alupule că și copoți. Poliția nu veni încă. Păi, dacă nu vine poliția, mergem și mai dăm la o altă bancă.
mai facem bani. Că vine poliția. Ai zis că vine? Vine? N-a venit. A, ba da, a venit, a venit. A venit, da, ia, da, gata. De coți în cap, Abi, să nu cumva... Hai, cam început. Cu salvă. Bă... E bine, e bine. Poți să negocești înăuntru, zic și eu. Stai, că nu negociezi, știi, că să mai ai răbdare. Să vină domnul să negociezi. Nu? Și eu? Păi, da, zile să mai aștepte. Vino mă înăuntru, mă, să se audă aici, să o vin și noi. Bă, trag în tine, mă, pleacă de aici. Că-ți dau glonț. Ce vrei, eu? Stai că să vei... Stai că-ți dau pum. Dă-te, pleacă dacă nu ești. Stai cum să vin jur pe ăștia, bă, game. Da. Mă, ce, mă, ți-ai zis eu să intri în bancă? Moare fraticul, îl împușc. Ieși afară. Jigodie proastă, ieși afară, n-auzi? Stai că păst pe seara în jur, nu păst. Ba, pa, nu-i în jur. Cu sunii pe care nu-i în jur. Pe ăștia-i cunosc unii. Bebică, hai bebică, vino că a venit podicozii. Și cum domnul, bine mi-a zicot. Bă, mie mi-a dispărut mașina cu care fug. Asta. Da, nu mai am nici mașină. Haideți la negocieri. Bă, taci odată, tu te-ai afară. Bun. A venit poliția? Mă, n-auzi. Bă, dar ăștia nu știu să aștepte. Aha, mereu. Am zis că nu pistolul ăsta. Hai, bebică. Asta e îmbrăcat în mili... Ia, asta de unde a apărut? Mm-hmm. 10.33 pe căscătă încep din găcirile. Eu zi. Gata, hai că a venit, a venit. Domnul, le negociați. Gata, domnul, m-a auzit, domnul polițist, domnul... Da, vă aud. Sunteți de la FBI? Da. Deci, domnule, noi suntem o grupare infracțională de lucruri bune. Deci, practic, noi încercăm să facem lucruri bune, dar nu reușim, înțelegeți? Sunt lucruri bune nereușite. De ce spar roțile? De ce spar roțile? Și ce doriți pe o static? Păi, cine ne-a spart roțile? Vezi că ne-a spart roțile la mașina galbenă. Nu v-a spart nimeni roțile. Ba, da, știi că l-am văzut până acum a spart roțile. Bă, tu n-auzi? Nu v-a spart nimeni. Îmi comentezi, omoră staticul. Taci, n-ai prost, omoră staticul. Vă rog frumos să nu mă jumiți. De ce ne-a spart roțile? Uite, stai că ți le arăt. Vă rog frumos să nu le mai spargeți roțile. Bună, mergi altă mașină. Înainte de toate trebuie să chemați mecanic. Eu am crezut că prima dată se negociază frumos și apoi se iau anumite, nu? Aici iară aceeași problemă. Fiecare polițist face ce vrea. Cineva de afară, vă rog să cheme mecanicul să le repare roțile la băieți. Uite ăla. Doamne, ferește. Să înțeleg că asta este condiția pentru static, da? Nu e asta condiția pentru static. Dacă îți fut un glonț în cap acum, să taci în interiorul din gură. A început focul. Că veniți toți, veniți toți și trageți. Veniți și trageți toți acum, repede. Tragem? Da, veniți repede. Acum, bebe. Vezi că o omor pe rău. Repede! Da? Poți să-i și calc? E vorba că n-am arătat. Tot ce vreți. O, oh, ia. Yeah. Deci hai mai repede că sunt oameni aici și nu veniți. Echipele de teren mai veniți? Echipele de teren mai veniți? Că se trage noi la greu. Deci poți și călca. Bă, unde mai fugiți, bă? Uite-l pe ăla, fuge! Trage, bă! Nu mai fugi, bă! A scos rifle-ul. Bravo ăsta cu armă, care jucă? Scatul nu afară!
Păi, păi, pe mama lor, da, ține ca în hoții de cai. Acum s-a făcut cu Zahari. Zahari a vreo 5, vreo 2. Bravo, bravo, băiți, asta înseamnă fiat. Vin și fac ce vor ei la jaf, pe ce facem aici? Am dat și eu unul jos. Haideți, haideți, afară toată lumea, haideți, afară toată lumea. Luați-l cineva pe lup, vedeți că se trage cu sniper de sus. Îl iau eu, îl iau eu. Sus pe bancă, sus pe bancă. Hai repede. Sus pe bancă, aveți grijă. Sunt sniperii. Doi care trag. Luați-l, luați-l pe lup un pic. La. Căutați-l fix pe bancă. Dacă mergeți un pic mai în față, îl vedeți. Uite mă, dar pe ăla nu poate să-l omoare nimeni, dar cred că mai tras cineva cu sniper. Putem sula pe lupul. Facem. Puneți aici. Bine că veniți toți la mine, pune, frate. Urcat ăla de pe bancă. Frate, sunteți 100, am pus 100 de oameni de teren și nu sunteți în stare să-l bateți pe unul care trage de pe bancă, băi. Eu n-aveam armă. N-am armă și tragă până acolo. L-ați luat pe lupul? Nu, mă duc, mă întorc eu să-l iau. A, mai trag unii. Credeți în oameni. Am voie să-l calc? Calc, dă-l dracu. Ia mă că-l calc, ia stai. Am voie. Ba nu, n-am voie. Veniți toată! Veniți iasul. Vrem la căsuță? Te-l pe la unde s-o duză. A venit și surgeți. Aici la mine. Hai, aici, aici, aici. La mine, pe live, ești nebun dacă o știut el că... Mergem să luăm pe lupul, mă. Vino înăuntru, vino înăuntru. Ați simțit acolo? Na, ajung lanțele. Spune-mi aici, vă rog eu frumos, că am un băiat care a murit. Mă duc să-mi găsi neacu, le-am văzut. Și la pezare, clar. Că... La tine, le-am. Încerc să-l iau pe lupul, să văd dacă mai insurgentul. Păi, retrăgeți-vă cât de mult puteți. Primul meu și-a reușit. Colegii! Colegii! Da, mă, da, știi cum, știi cum am reușit să-i bătem? Da! Bă! Da, bă! Care are, care poate să-mi dea și mie insignă? Ce să-ți dea? Nu știu de ce nu mai am. Bă, am nevoie de ajutor să-l luăm pe lucru. Ăla-i trebuie insignă, auzi? Auziți? A fost reușit, am luat prin surprindere, că nu se așteptau la asta. Stai, frate, un pic. Păi, dar mă, și enervează, vin și că asta-i condiția. Vin, îți păruță și pe aia cred că asta-i condiția. Păi, merge chiar așa. Bă, veni și luați-mă și pe mine de aici, de la showroom, că mașina mea e directă în Los Santos. Dacă mă înțelegi. Bă, ieși puțin de pe stație, că avem treabă aici. Bă, am reparat-o, mă, cum n-ai bă, o repar, mă? Bă, cum repar mașina sau nu pot repara mașina aici? La showroom, vă rog. Bă, Crabu, m-auzi? Da. Taci și ieși de pe stație! Că noi suntem la jaf și ne bați la cap cu... Tati! Tati! Domnul mecanic, repara și mi-e un pic mașina, că am și un pic de pan aici, vă rog frumos. Tati! Bă, ce cauți pe aici? Cu cine umbli pe aici? Cum crezi că-mi dea mea? Nu, păi mi-a spus că mă caută cineva. Cum crezi că-mi dea mea cu capul ăsta? Iată. La vrei să dau ceva? Iată, tati, ce nu. Nu știu ce să zic. Bebe, mă primești la tine mafie? Am dat omul. Ce mi-ai dat aici? Poți să trec și eu? Vezi că ți-a pus-o acolo. Am zis, ai problemă. Da, spune. Mami, ce fac? Mamă, dar să... Mecanic, vin aici să... Dar și ție ce am zis, ce am dat lui tata. Bă, trebuie să plecăm, mă, că răsă dată în urmă, să trăiți. Domnul, sunteți polițist? Că vin și-o, pot să vin și-o? Eu nu, am văzut că aveți insignat. Pot să vin și-o? Haide, vină. Ai insignat de la armură. Mamă, eu sunt fumat, nu știu cum o să conduc. Mamă, e grav. Domnul, mecanic, ce zici, din partea casei? I-am... Da, zi mecanic, cred că da.
Am plătit-o. Ai, ai plătit-o, Rolica? Da, da. Mamă, țineți-vă bine că sunt... Vă, tati, ce s-am dat-o drogul. Așa, să conducă... Aoleu. Mai poate să o ai. Stai așa că am vrut să schimb, am vrut să schimb culoarea, mă. Ca să mă cunoscă poliția. Se ai reparat? M-a rupte. Asta Alex, m-au, te duci la Jaf? Vin de la Jaf. Ce? Asta e prietenul meu. A venit un prieten de-a meu cu mașina mea. Are în mașina mea, tati. Domnule Bebe? Da. Vreți să vă zic eu o culoare mișto, gen codul de la ea? Nu, nu, că sunt cu treabă, nu întind de culoare. Tati, are mașina mea care a venit. Asta e mașina mea. Tu? Da, a, care a venit băiatul. Bă, dar cât sunt așa? Nu pot să ies din starea asta, că eu trebuie să mă bag cu poliția. Da, o am ieșit deja. Olo! Era de unde o schemă de-aia. Mamă, eu m-am dat, voi, dar eu nu. Din ce schemă ți-ai ieșit? Ba, ba, ba. Nu știu. Mai sunteți? Mamă, schimbă curoarea, da, da, ți-a revenit, lupule? Mamă, mi-a revenit. Mami, ce să nicoțiez cu ăștia? Au, ce rău, mă simt, îmi schimbă culoarea. Mie spar roțile. Mamă, cum văd? Mamă, taci, taci un pic, Nicola, să mă un pic taci. Uite ce e aici, Nicola. Ia. Ce? Jos din mașină în secunda asta. De mașină. Ce e jos de mașină? Ce nu... ce jegoși sunt. Un pușcă-i. A murit tati. Voi n-aveți pistol? Ba da, dar ne scoate afară. Unde și ne dă plânsă. Unde sunteți sau uțeți departe? Știi ce zic, nu? Ce? Ne scoate pe geam, gen. Și ne dă glonț direct dacă ieșim pe geam. Mamă, dar eu am starea asta de... Cu tot cu starea asta, cu toate, ai scăpat de ei. Hai că nici mai stăm aici, n-ai vrut să mai stăm, să ne batem cu ei, că... Adevărul că mi-am schimbat culoarea și... Poți să mergi pe mine de la spital sau... Bă, nu, cred că erau foarte mulți acolo și au început urmările. Dintr-o dată știau toți că eu sunt în mașină aici, gen. Mi-am schimbat culoarea la mașină și dintr-o dată toți erau pe mine, au tras toți. Când am trecut pe acolo, toți au tras în mine, gen. Care spital? Unde sunt? Sunt toți din ăștia, erau toți frecați la gură cu mentă din aia de până în dinți. Eu la ce mai îmi schimb culoarea și... În spate. Îi place menta, mentolul. Ești în furtună, bebe. Sunt în furtună și mă simt bine și vreau să zbor acum cu tine. Băi, trebuie să... Băi, lupule. Dar ăștia noștri ce au ieșit de pe stație? Au crăpat toți? Poftim? Ăștia noștri... Păi, dar nu v-am zis retragerea. Erau mulți când v-am zis retragerea. Are treabă, am nevoie de un polițist care să-mi scoată și mie wanted-ul. Stai așa că fac eu rost acum. Plătim, nu-i problemă. Spune că îi dau 10 milioane. Îi fac transfer sau ne întâlnim. Fac eu cinstea asta, bre. Stai, liniștit, băi, că am și eu bani, crezi că sunt ultimul amărât. Dar că mi-au dat poliția acolo, la... Cred că era pe acolo și un pic leșină. Dar aș revine el și acum îl mai încerc. Fabi. Asta găgi cu Tom Fabi? Nu m-am înțeles. Fabian. E indicot. Am dat astăzi așa întâmplător de el. Și da. Număr de telefon de la un polițist niciodată nu strică. Să vedem dacă ne și ajută acum. Adevărat. Dacă nu ne ajută, înseamnă că avea sau să, vine te, cu avea să te ajute mai mult pe tine. Mamă, te țin în urmărire, vrei să vin să te ajut? Gigi, salut! Cum ți-i Gigi pe urmă? Nu mai un George polițist, dar nu e, trebuie mai altceva polițist. Ia mă, eu n-am niciun polițist în agenda, ia să vedem. Care-i telefonul? Iar n-am telefon la mine, mă. Care-mi dă și mă? Stai așa, stai să rămâneți. Trebuie să ai acolo.
Nu las să-mi dau și cine mi-l tiri. Bă, știi cine e poliție și ne poate ajuta? Buzat, om. Bă, Buzat, păi e în oraș, mă ajută Buzat. Frate, nu știu, stai că îl sun. Stai așa. Lasă-mă să-l sun eu. Da, e, e. A, ok. Sună. Sună, ai numărul? Da, e... L-am, mamă, dar ce-mi faci așa? Bă. Bă. Odată că trebuie să apăs pe ăsta și odată... Stai mă un pic, stați așa un pic, stai, da, că mă dau jos. Mă dau jos. Gata, am reușit. O, trească șeful Buzatu! Problema dacă te sun în 5 minute, deoarece trebuie să împărtășesc mâncare și apă la băieții mei. Sigur, sigur. Vă te rog frumos să mă sun cât de urgent poți, da, mulțumesc. Da, da, da. Auzi, ce faci că te sper dacă te sun în 5 minute că trebuie să împărtășesc mâncare și apă la băieții mei. Ești cu popa ce mai face împărtășanii din asta. Împărtășești. Pe la jilava. Îl știi spălu pe băieții, nebun. Pacific, bă, nu mai dau niciun pacific, că și cum intră dicoții peste noi acum. Hai de capul meu, ne rup. Bă, la ce le-am făcut acolo, ne rup dicoții, jur. Știam ce e așa liniște, l-am pierdut pe ăsta mico. Unde l-am pierdut? Nu știu unde, dar miram ce e așa liniște. Dar nu mai era de acolo de când au tras ea noi. Puzătă și pe ori. Poți să vin în rupă, sigur. Da, la o... Bombardat. Ești mai norocos. Salut, bebe, salut, David. Ești dat în numere de asta? Acum mă vorbesc cu șeful poliției Buzatu să mă scoate și pe mine. Bă, dar nu pot să mă duc așa la Buzatu, mă, trebuie să mă duc cu un cadou cu ceva, mă, frate. Păi și ce cadou? Îi dă o mașină ceva. La mașină îți dai seama, nu... Mașina din asta mai așa. Și ai? Aoleu, eu sunt pe treaba mea. Eu mi-am revenit. E un pic adormit. Gata, sunt ok. Mamă, nici de asta nu-mi benzin. Mamă. Asta vrei și eu de-aia. I-aș dă-o pe asta, sincer. E urâtă, dacă mă întreb pe mine. Păi, Ana... Tu nu știi ce frumoase sunt mașinile. Ai și tu dreptate. Cât mă pricep eu la mașini. O clasică din asta e, bă, dar de ce nu se parchează dacă e a mea? Trebuie să încep. Ia uite aici, ridic mâinile, se parchează. Fuck. Am înțeles. Magic. Level 25, ce era asta level 25, am înțeles. Eu dau pasă, ce are? Hai că-ți dau eu una, Sude. Nu, nu, cam, am. Îi dau eu ceva. Uite, pasă eu dau. Bine că e stricată, nu eu mai dau. Trebuie vin la casă? Da, hai. Cross Range Rover. BMW. Gata, mă, uite pe selo. Dă, Doamne, să meargă, te rog, gata. Hai, urcați aici. Rolica, ai țipit rolica? Ăsta numai așa stă pe gânduri. Așa mai face el câteodată. Ia uite-le, ia uite-le. Nu se suie mașina, zici că... Trage ușa asta, băi, rolica, că n-are soft close. Îi dăm mașina asta lui Buzatu. Bă, hai că pus pe aici, pe... Unde ești? Stai, că mi-a făcut dacă te dețin ăsta, sunt aici, pe la... Prin tufișurile astea, pe de la casă. Gen pe aici, prin spate, prin livadă, cum s-ar zice. Ce-i tati? Cred că ai trecut de mine, că mă stă mașina. Vină. Vezi că este în drum aici, la... Este 5.700 la drum. La 5.010. Wow, păi și n-am mașina, că mi s-a stricat mai... Nu aici, puțin. Stai să vedem de 5.010. Imediat aici, la pom. Hai că vin acum, pe jos, stai că alerg.
Da, busatule. Ce faci, ești bine? N-am înțeles. Bebe vrea cu tine, dar te sună. Te poate suna sau îl sunt în câteva minute? Ok. Ok. Bă, hai. Lupule. Uite-mă. Unde ești? Uite-mă, Alex, pe tine, frate. Dacă erai pe căscuță, te aduceam eu mai repede, dar nu-ți place. Păi eram pe căscuță. Păi, te-am întrebat. Păi cealaltă. Băi, eram. Păi și de ce nu mai ești? Păi te-am stricat. Bebe, vin la casă, Bebe, unde ești? Dacă erai pe Discord, îți vedea mai diu și îți dădea în TP la mine. Acu' ai înțeles? A, gata. Păi ce trebuie să zic la bomba lui? Scuze, sorry. Atâta s-a putut, atâta a putut el în momentul ăsta. A, o zis buzată să-l suni. Păi zic că mă sună el, mă, nu-l sun eu. Bebe. Păi nu, m-a sunat pe mine mai înainte. Păi cum? Și zicea că pot să-l suni. Te-a sunat pe tine și zicea că pot să-l sun eu. Păi da, că eu i-am dat bip. Și după aia zice să stai să vorbesc. Nu îi mai dau nicio mașină, nimic. Să îi dau... M-a sunat să vadă de ce l-am sunat și a zis că tu-l contactai. Tot. Bă, buzatule. Da. Spune. Adică eu te sun pe tine, îmi răpezi în timpul meu și te sun pe tine și tu îmi spui că mă suni înapoi și tu sun pe Ancuța. Te-am sunat și pe tine. Când m-ai sunat? Pentru 2-3 minute, dar n-ai răspuns și am sunat pe Ancuța după aia. M-ai sunat și pe mine, iartă-mă atunci. Da, da. Boss, tu n-ai văzut că era simt din mine. Asta, bre, dacă zic un lucru, să fie. Băi, buzatule, vreau să mă întâlnesc cu tine. Am un cadou acolo pentru tine. Vrei acolo la locul de joacă lui Pulu? Bă, da, exact, acolo ne întâlnim. Da, acolo să fii, hai, bun. Hai acolo. Seară frumoasă, la revedere. Da, domnul. Bă, ține minte cine pe ăsta, țin. Opa. Boss, era să intri mine acolo, n-ai văzut. Poftim? Era să intri mine. Nu te-am văzut. Cu ce mașină erai? Cum adică nu m-ai văzut, boss? Cu asta, cu Dacia Logan. Păi, aia e mașină, frate. Bă! Că bă! Băi, ne întâlnim, o zis buzatul, căci că să ne întâlnim la locul preferat al lupului, unde îi place să ia... A, ok. Nu știu la ce vrei să te referi. Eu nu știu locul ăla. Te ai cu mine aici? Nu. Eu nu știu la ce loc vrei să te referi. Dar cum urc eu cu seria 7 acolo, da? Cred că mai așa ușor. Cum aici las. Unde sunt aia în cioaca goală? Nu știu. Păi tu știi locul, că... La nudiști. Păi la cât de desfregmentez pe acolo, n-au să mă așa. Nu mai e joacă acolo. Eu nu știu locul ăla. Când ajungem acolo, l-am puști rolică, mersi. Bă, am glumit, v-am făcut și o caterincă, bă. Nu știu ce să zic. A, bine, bă, Roland, ok. Te-am crezut, frate, dar vă că ești un șarpe. Eu nu sunt șarpe, dar Odi nu se iubește până să cumpăr. Am mai auzit vorba asta. Nu ești un șarpe, ești de ăla de... Deci de pielea jos, știi? Uite, și ești... după noi, mă? Nu. Nu. Ești șarpe de ăla, știi, de care ești prieten cu mine, dar când îți dă ordin șeful, îți dai pielea jos, gata. Nu dau pielea, dar execut ordinul. Păi îți dai pielea jos, gata. Nu mă mai cunoști. Lupule, nu te mai descrie, lupule. Păi... Și lupule, păi tu cum ești, mă, că lupul schimbă blana de nărea bumba? Nu e adevărat. Eu sunt un lup special. Tu uite, bă, e un lup special, mă. E colț alb. Bă, dacă voi vedeți și mai eu mi-am luat. Bă, mă, ce frumos a fost ăla, colț alb, mi-a marcat colibăria era, să zic. Copilăria. Deci eram, vezi, de-aia îmi plăm eu animalul, că am văzut filme din astea frumoase, cu cât de mult iubește un animal, omul. Și de atunci mi-au plăcut toate animalele. Eu mă uit la filme cu droguri, mă, da, de mă fac vorbat. Vale, găsim o căcă. De ce are nevoie, genul, că te-ai născut cu păsă, nu? Da, cu negri, știi, să, da. Cu oameni albi închiși, vrei să... A, stai că e și băzată pe aici, stai că am negru. Ăsta e mai negru ca... Da. Ai grijă că poate... Păi știți ce vreau, să pregătiți în spate un elicopter, vă rog. Da, un elicopter. Mm-hmm. N-aveți niciunul? Nu! Foarte important, nici.
Ați văzut cum l-a preferat? Da, să ieci. Mamă, frate. Vedeți că poliția în oraș tot îi caută pe, caută pe toată lumea în buzunare. Să mă caute la ouă. N-am încredere în buzatul. Știți de ce am făcut asta? Pentru că n-am încredere în buzatul. Știți, da? Nici eu n-am încredere. Este un șarpe cu clopoței. Bă, dai să închid asta, că eu aud astea. Am lăsat mașina pornită ca și am închinuit s-o ăsta ca să o umbli tu la ea, mă, bombală, ule, ce ești? Păi dacă auzi radio. Auzeai radio. Doamne, frate, ce bă, numai tălâmbi, sunt înconjurat de tălâmbi în fiecare zi. Mă chinui să... Îl împuși, jur că îl împuși. Bă, de fapt nu, ia vină cu ce pornește-o și lasă cușile deschise, pornită cușile deschise. Dacă nu, ai 10 secunde dacă nu te împuși. 1. O rezolv, gata, o rezolv. 2. Opa. Hai mă, stai cu o rezolv, chill, chill, chill. 4. O rezolv, o rezolv. 5. 6. Gata. Da. 7. 8. Gata, ia auto, mamă, ce-a mers. Păi așa. Aaaa, zic! Mă, mie mi se spune misiune imposibilă, ăsta e al doilea meu nume. Vezi ce face frica și respect? Cică, bă, asta e pură îndemânare. Bă, tășesc puțin, că s-ar putea să vină poliție sau ceva. Bă, Olică, sau care vă suiți pe casa aia acolo? Mă duc, cu arma? Pe acolo, pe trepte și până de pe trepte sar pe casă. Unde mi-a dat-o, mi-a dat-o, Olică, să te urci acolo, gen, să vezi dacă ce vine, gen, că de acolo vezi un pic drumul. Ok, ok. Pe stânga, acolo stânga. Și poate vezi strada de jos și îmi spui, nu știu, vezi că vin 3-4 mașini de poliție, măcar avem timp să ne rucăm în elicopter. Tu te ascunzi și aia e. Pe tine te prind și noi scăpăm. Andrei Luca, salut, te pup, salutare. Lupu, vezi imposibil. Vezi când ne face buzatul una ca vino asta? Vino dubă. Ce dubă? Vino dubă, neavră. Perfect. Ma. Și iasă 20 din ea. Tehnici. Bă, cred că... O fi venit buzat-o cu duba? Bă, pregătiți armele. Eu nu. O să mă dau jos? Vedeți că ăsta e buzat-o cu masca asta. Nu, rămâi acolo, rămâi acolo, te rog. Rămâi acolo și vezi dacă mai vine ceva. Buzatule, tu ești, mă? Bună seara, bună seara! Bă, dar ce cu apariția ta? Asta nebună așa, rău de tot gen. Bă, tu ai ștream din aia pe tine că parcă se văd închieturile. Da, da. Dați-l pe Lupu, băi. Lupule! Te caută. Ce vrei? Băi! Băi, stai mă, înainte să treceți la treburi personale, am un business cu tine. De fapt, nu un business, am un cadou pentru tine. Îți place seria 7 aceea? Vreau să o dau ție, cadou. Aoleu. Rente de afacerea asta are ceva nevoie de mâncare și apă? Cam în ubiță. Dă-i și mie, dacă tot mi-o oferi, dă-i și mie ceva. Poți să-mi dai și mie, că nu mă supăr. Dar sper să nu mă bagi în dubă. E partea a doua, ce da, mers, aia mai încolo. Bine, ce, Lupu, dacă e Lupu, vrești unul care își apă. Nu. Deci luăm noi și plătește Lupu, cum ar veni. Da. Bă. Mersi, mulțumesc mult. La Dezi, poftă bună pe ele, mulțumesc. Mă vezi, am zis, haine de... Ce mi-ai dat aici? Sandwich-uri și acum apă. Mamă, dar ai cumpărat bine pentru băiețitele, îi ții numai pe... Ia uite aici.
Deci îi ține lupii pe băieți. Ești doar în culță, sau? Da, da, vreau. Vezi că e mai chelit. Știi așa, dar... Măcar alt cât e reduce ele Black Friday. Mamă. Black Friday astăzi. Ca tine, Jean. Mersi. Cu Shady Black, mă, de astăzi. A, adică ce vrei, zic că și eu sunt. Dar eu am mușchi, uite, iau-ți pătățele. Mușchi? Uite, bă. Uite, că mi-ai pus un pic de burtică. Ia pune mâna pe el. De ce a fost asta? Greșeală. Vine când mi-ai dat mie. Ia vină cu ace să te servesc. Că... Uite ce scrie aici jos. Pă, are din alea pe, pe ușa Alpina. Mai de în China. Hai zic. Trei. Știi cumva cât costă mașina asta în showroom? Sincer, chiar nu știu, sincer. Cunosc mașinile. Lupu, știi cât costă mașina asta în showroom? Apar, fii atent, urcă și merge să-ți o vând acolo, gen. Că aici da. Mi-o pune să dau cu 18 milioane și e prea mult, gen, să dau atât. Bă, hai că o pun acolo cu... Sau? Hai cu mine, repede, că te aduc înapoi dacă e. Ok, ok. Mâine. Nu te părăsesc, mă, Miranda. Și Rolica. Rolica. Ce, ești rău aici? Da. Rolica, mai ești, mă? Să vină cu lubița mea. Ce faci? Sunt aici, mă uit. Am vrut să plecăm, noroc, cu Ancuța care zice, păi și Rolica. Să vină cu lubița mea dacă nu coresc. Hai jos, Rolica. Acum. Bă, eu, sincer, răspund, știi de ce e Rolica acolo? Ia. M-am gândit să nu-mi faci vreo schemă. Uită-l, mă, uită-te jos, mă. Aia zic, aia zic. Ancuța, vrei să vii cu lubița? Băi, te aduc înapoi, mă, lupul ăsta, buzatule. Da, da. Îți dau mașina și te aduc înapoi aici. Oricum, zat, tu ești din credere. Nu ești ca... Ia uite. Ia. Bă, care a tras, mă, a cineva noi. Nu, nu. Nu, nu, s-au flexat. Ba da, uite, uite glonțul în spate, cum nu. Da. Nu s-au flexat Rolica. Că eu așa cred. Păi, așa rău? Cine-s așa, mă? Nu, cine-s nu. Așa? Cine s-a așa, mașina? Nu știu, poate am fost urmăriți. Cât am stat acum, n-am văzut pe nimeni. Poate acum au venit. Dacă mi-am pus și o mască, să ne ajung și eu pe ziar. Nu, dacă a tras cineva, a tras cineva. Mă cunosc că e. Unde eram când am tras? Aici, în zona asta? Da, da cred exact, că s-a flexat Rolica. Că așa da, mi s-a părut. Da. Bă, nu, voi care sunteți, mă? Asta e la cu Loganu. Da, de rău. Cred că s-o întins puțin Rolica, că așa am văzut eu, gen. S-o întins puțin Rolica și de-aia. Nu să mai am așa. Nu, nu, că am pus să trecem așa că... Ce aterizare, forțată. Dar eram prea multe persoane acolo și... Am zis să... Vezi că are head-up display, știi ce ăla? Uzat-o. Nu, 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 la, dacă pot pune și eu niște manele în chineză pe mașină, e bine. Manele în chineză? Ia cântă-mi una. Cum sună? Hucea, ciu-ciu, ta-ra-ra-ra-ra. Nu, așa era începutul. Hucea, ciu-ciu, ta-ra-ra-ra-ra, ta-ra-ra-ra-ra. Hucea, ciu. Nu ești sănătos, băi, buzatule, ți-a mai zis cineva? Ei, i-am zis eu când lumea. Nu mai zice mea. Bă, buzatule, hai să-ți povestesc ce am făcut, mă, și poate între timp ajut. Vreau să-ți dau mașina asta cadou pentru că am nevoie de un serviciu de la tine. Ia spune. Mai exact, sunt dat în urmărire generală. Iarăși? Iarăși, păi... Eu, pe mine nu m-a prins poliția niciodată, nu mi-a luat nimeni buletinul sau ceva, dar ei mă dau în urmărire generală. În fiecare zi mă, mă bag câte unul în urmărire generală. Și fii atent ce s-a întâmplat, tu ești șef? Știu eu și nu știi tu. Ce? Când am fost în medici, direct cu acolo, direct o ajung așa, am văzut că ai fost trecut în baza de date. Și poate de acolo, te știu băieții. Bă, dai direct. Că da, au buletinul tău acolo. Mă au în baza de date. Dar dacă eu nu mă dau jos, nu, stai un pic, păi, șuste, fac să o termin. Dacă eu nu mă dau jos, nu, de unde știu eu cine e în mașină? Nu
numai dacă nu fac nebunii. Aia, stai liniștit. Dar ce vreau să zic? Alea nu prea-mi plac. Astăzi am, ne știm pe noi că mai suntem din ăștia de luăm împrumuturi cu forța cum ar veni. Da, practic da. Facem fapte bune nereușite. Și am fost la fleca centrală să facem o faptă bună și a venit un dicot. Da. Și noi am luat un ostatic. Voiam să cerem la schimbul ostaticului cale liberă. Da. Dar ce se întâmplă? Vine polițistul, vin dicoții și ne spar roțile. Și zic, băi, puneți înapoi, chemați mecanicul să repare roțile. Că nu e ok, gen, prima dată se negociază și după aia se fac anumite chestii. Ostatic. Exact, și după. Și polițistul, că înseamnă că asta vreți pe ostatic, roțile. Și când l-am auzit, mi-a scăzut tensiunea, mi-a crescut tensiunea, că eu am unele probleme în ultima vreme. Au. Ce faci, băi? Bă, ce mașină are asta? Deci mi-a crescut tensiunea, gen, și ghiși ce-am făcut. Ce? L-am împușcat pe negociator în cap. Foarte bine, dacă nu. Dar fii atent. Eu eram bazat pe mine, înțelegi? Adică, cum să-ți explic eu ție? Am avut trei mașini de teren. Mamă! Dar eu nu voiam să le bag pe alea în scopul nostru, gen. Scopul lor erau pregătite ca și backup în cazul în care nu... Ăștia nu reacționează, nu mă înțeleg, pot înțelege cu ei, da, domnul? Domnul, doreți asigurarea? Nu, domnul, stai liniștit. Ok, să treci. Salut. Bună. Păi am trecut, așa-i? Da. Trebuie să fac de aici. Și am chemat băieții repede cu trei mașini, bum, 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 îți dai seama că i-am spart pe dicoți imediat, bum, bum. M-a avut decât unul sau doi răniți, dacă nu mă înșel. Oi, e bine atunci și... decât toți. Dar nu mi-a plăcut că m-au luat așa peste picior, gen, mie nu-mi plac glumele astea, gen. Pe unde trebuie, mă, să iau frate, acum te cotezi? Gata, aici, la am revenit. Cred că trebuie să o parchezi într-o aici, locuri. aici. E sigur că dacă nu te poți păsura, că mai am mașină dacă nu. Mama. Sunt sigur, lupule, ăsta, buzatule. Ok. Deci această mașină... Ia-o repede, până nu... Este cadou meu pentru tine. Nu trebuia, bre, sunt nu cu domnul Bebe, dacă cum nu-ți trebuie dacă ți-am dat? Nu trebuia. Băi! Stai liniștit! Bună seara, domnii mei! Am o singură rugăminte, dacă poți să mă ajut și pe mine acolo, să mă tragi pe dreapta, știi tot ce zic, să mă scoți de la probleme tehnice. Mamă, stai în kilo și cu cagulă pe cap. Poftim? Cine? Ai o tabletă, ceva? Am, hai urcați ca să mergem înapoi acolo. Aveți mașini de vânzare, șefilor? N-avem, băi, tot ce astea expuse. Da, dar sunt eu de vânzare, dacă vrei. Nu sunt eu de vânzare, dacă vrei. Dacă vrei, îți l-am pe domnul, dacă vrei să vă trag un pic. Nu. Dacă vrei, am un porumbel de vânzare, dacă vrei. L-am acolo, pe bagaj. Ce rezultat are? E zburat? Da, cum? E direct pe maraton, ce să mai... Mă bag dacă e. Păi aia, zic și eu. Te pup, salut. Mamă, e băiatul porumbel, cred că a luat toate... Boală. Astea din nou. Pentru că a avut concediu medical. Cine? Nu cu tine, bebe, vorbesc și la telefon. Cu un domn din dicot. Sau, ce sunteți, domn? Cine a avut dicot? Cine a avut concediu medical? O secundă. Domnul, cum vă cheamă? Că a vorbit la telefon acum. Mă zic cum te cheamă. Da, am dat testele cu domnul. Nu-l cheamă domnul Robert. Așa-l cheamă domnul Robert. Așa-l cheamă, am dat testele, că a fost un concediu medical. Bă, mă scoate, bă, buzatul și pe mine, băi, de mai, la... Mai e bani, bebe, sau... M-a sunat... Bani am, bă, stai liniștit. M-a sunat Robica, dacă știu, un băiat. Ce cu el? Și mi-a zis să... Că o să mă sune un băiat, să-i confirm că ai dat testele în dicot. Dat eu a dat testele cu el. Păi și, păi nu ieși să-i din dicot, sau iar intri? Păi am dat toate testele cu el, mai de mult. Păi și... Acum intri iară sau care te-a? Nu, am vorbit cu el ca să-i zic că a dat testele Robert ăla cu el. Cu mine, gen. A dat testele ca să... Nu. Am înțeles. Vreți să faceți bani? De ce? Ce bani, mă?
Eu nu accept să faci tu nimica. Eu o static. Eu o static. Așa dezbrăcat sau? Dezbrăcat. Nu contează cum îs. Contează să meargă jaful brici. Dacă vreți și voi. Băi, nu știu ce să zic. Nu prea aș vrea să mă întâlnesc cu poliția, că după ce le-am făcut acolo... Ți-am zis că am deschis... Mamă, frate, am închis ochii când am văzut mașina în fața noastră. La fiecare intersecție închide. Scuze, nu am fost cu intenție, am fost cu direcție. Alex, salut! Eu Andrei, te salut, Andrei! Pentru că știu că de accident au fost făcut. Eu prefer să pot... Bă, lupule! Auzi ce se zice de tine când tu mai ridici coada. Na. Eu nu fac așa ceva. Nu știu la ce te referi. E, nu. Explică-i tu, domnul Buzatu. Buzatu, te rog frumos. Cu tine nu am ce vorbi, ești un om... Când l-a văzut pe Buzatu, a văzut și eu că i s-a ridicat coada la locul. Ești un om paranoia, Buzatu, ești de pe altă planetă. Da. Da. Mamă. Au, au. Bă, mi-e făcut drumului, bă. Etichet, ce e, bă, dacă etichet? Mutați-vă din drum dacă etichet. Uite, nu vreau. A, Madaline. Cine e, bă? Era Era nervat, trebuia să-i înapoi să te enervezi, să te înjuri. Nu, dar știi care e faza? Eu am pus până, dar vine unul cu care nu vede nimic și dă-n ei, dă-i împrăști și dă numai numai. Și zice, ce că etichet? Și eu o să-i zică și lor când îi împrăștie. Să se ducă în alt loc, frate. E bun, e bun. Și lor o să zică, na, v-am spăr bun în două. Bună ziua. Bă, Buzatu. Spune. Bă, Buzatule, mai scos mă și pe mine, mă, că mă caută poliția. Bă, Nea Gigi, tu ești? Ia. Che pasa? Bă, Gigi, e mașină. Și nu-l văd eu. Te antrenezi? Da, da. Sunt până sunt aici aproape de Fefea, cobor imediat. M-a dus și a abuzat o Zimiu CNP, bebe. Sigur, sigur. 11, Zimiu CNP, serios? Păi trebuie cu CNP-ul. Păi am crezut că știi CNP-ul meu, că suntem ca frații, gen. Ca frații, ca frații. Că dacă nu eram frați, acceptam și altele de la tine, gen. Dar am zis că așa să nu ne consacvinizăm. Mai ai? Nu mai am, tati, te pup, fratele meu, Buzatu. Păi, Nea Gigi. Știi că eu sunt frate cu Buzatu? Eu dacă nu eram frate cu el, eu lăsam, primeam toate avansurile de la el, dar știi ce am zis? Am zis să nu ne consanvinizăm prea tare, știi? Să mi-e pierdem din talente. Da, nu e asta, da. Ca momentan. Toate la timpul lor. Cum zici, cum se vinge, după aia să mai pun lăbicioși mai. Pe mine m-a contaminat deja. Mai vede încă o dată? Uite-te, am ajuns la locușorul nostru. Nu, nu, poți să vecina. Buzatu Dubata nu mai e, dar a pus X7-ul ăsta. Lupule, rămâi cu Buzatu. Ia-l cu tine, ia-l cu tine, ia-l cu tine, ia-l cu tine. Mă ia, mă ia și mă duce, au, au. Doi oameni cu bandane verde deschis la căsuța noastră, trei. Ce vă? Domnul Bebe, au venit unii de voi de la grup la noi la casă. Iară să ia mă din grup. Hai că Rodica l-a rămas acolo. Un membru oficial? Suntem doi. Bun. Păi și ce vor ei? Aia doi, întrebați și ei, dacă poate, puteți să ajutați cu ce... Hai, eu părțesc orașul, vă las. Vine cineva la casă? Hai, Cici. Ce să am, bă, n-am personală, dar am elicoptere, schip. Rolic, ia uite-o. Patru din grup la casă și au treabă cu tine. Și că vor să vorbească cu tine. Roland, vorbeți de la grup. A, Rolic? Bă, dar pe Rolică pune la anunțat. Ce să vorbesc? Aici, au rămas, eu am zis, dar nu mai am zis. Uite, aici, jos. Nu am stat deja. Bă, Rolică! Noapte bună. Noi, acolo sus, de unde am luat noi elicopterul, acolo rămas. Bă, ăsta tot timpul stă pe gânduri, mă, sau ce face? Nu, dar a încercat să urce și a plecat prea repede. You are too fast for him. Bă, Rolică, hai mă, frate, și tu, mă, nu mai fi așa dormit, mă, Rolică, mă, ia uite-l, mă. Ia, vezi că ai trecut de bură. La mine trecuse de elicopter.
Am crezut că vine cu altul, gen pe ăsta nu-l iau. Dacă s-a luat, nu, eu mă duc la următorul. Zici că el acum e Sonic, dacă știu, se învârtea peste cap. Mamă, cât jucam Sonic, mă. Eu făceam. Tu ești tip sportiv. Mă caut ăsta din grup. Înseamnă că ai ajuns cineva, ăsta era să zic Georgica, Rolica. Nu știu ce să zic. Dacă nu te găsești la casă, să te caute la... Ce face Denis? Se joacă pe aici, a distrus tu, e haos la mine în casă, băi, ți-e ca și serverul. Bă, voi știți cum e la mine în casă? Cum e serverul ăsta? Haos. Jucării peste tot, covare răsturnate. Biciclete, triciclete pe mijloc, ursuleți. Uite la ăștia. Smecăra Terezara. Și cu Ancuța și cu Bebe. Ia ziceți, băi, ce s-a întâmplat aici? Bună ziua. Bună ziua, bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Bună seara. Dacă îmi permiteți. Am înțeles că domnul Roland, dacă e de față, așa, are o problemă cu al meu coleg Cătă. Ai vrea să scot urmării să mă contactezi, da? Buzatule, nu se poate așa ceva. De fiecare dată când apelez la tine, apelez cu drag, cu încredere și cu devotament. Ți-am zis, ești ca fratele meu și îți mulțumesc frumos pentru ai ajutor. Ai Bitcoin de vânzare? Am 246 de Bitcoin. Îi vinzi? Ți-i dau ție pe toți. Mă zic cum că nu mă pricep. Ești da. O comandă acolo pe ziar, da, dacă vrei te o trimit prin mesaj. Trimite-mi comanda undeva și fă-o direct să o dau și să am 246. Pune și 246, că ăștia sunt toți. Și ți-i da, dau da. Ție. Pun, fă tu, fă tu comanda direct, eu o dau să-ți vină ție toți, da? Hai, te pup. Te mersi mult, seara faină. Stai să-i trimite-mi lui Buzatul, tati. Bulu, hai să vedem ce zic aia acolo, tati. Ce se ceartă? Păi, să spună domnul Cătă. Dar cine e Cătă? Da, am avut o problemă cu... Mr. Nobody. De ce minți, domnul... Îmi cer scuze că vă spun așa. De ce minți, domnul Roland, că... Domnul, alo, tu odată ce ai plecat de aici, că tu te mai plecat de aici, nu? Da. Sau mă înșel, așa, trebuia să mă contacteze cine e liderul tău, pentru că eu l-am căutat pe el, dar nu mi-a răspuns, da? Te uit la mână, tu zi mersi că ești aici, pentru că ai călcat niște biblii, să zic așa, înțelegi? Da. De asta era vorba, să trebuia să discut cu superiorul tău. Înțelegi despre treaba asta? Eu zic să chemăm sindicatul aici și să-i pună tricou pe el. Nu, tu nu te plimbi cum vrei tu, dintr-o din floare în floare, înțelegi? Tricou! Păi până la urmă, care a fost noi problema? Că de asta problema ar fi fost, care a fost păi problema e că a ieșit cum a vrut cioaca lui, înțelegi? În ce sens? Pentru că a ieșit, dintr-o dată a ieșit. Eu l-am băgat astăzi, după 3 zile a ieșit, înțelegi? Și știi nu, foarte bine ce se întâmplă dacă se întâmplă asta, se face asta. Și te-am, nu știu dacă pe tine te-am contactat sau pe un alt lider, nu știu care este liderul, cum îl cheamă. L-am căutat în particular și nu mi-a răspuns. Am lăsat-o așa. Domnul Gigi, țin să vă anunț, pentru că eu n-am plecat din familie.
Cum faci, Albin? Am fost dat afară. Și am fost dat afară pe motiv de nedrept. Pentru că am avut probleme cu creierașul și nu am putut să intru 3-4 zile la rând. Ai fost dat afară că se umblai mai mult din floare în floare. Asta a fost motivul. Nu, nu a fost motivul ăsta. Iar și menționat. Iar dar noi eu nu, la mine nu asta, nu asta este problema lui Roland. Nu cred că asta. Că nu mai am timp, Andrei, chiar nu mai. Și nici nu mă deranjează treaba asta, dar ce ne-a deranjat, că am auzit și au ajuns pe la urechile mele, e că ai dat târcoale pe aici după ce ai ieșit din... Cum fac toți bombalăii, ca să spun pe scurt, după ce iasă din organizație, vin aici și deranjează. Se cred mai șmecher dacă iasă și sunt toate organizate și nu mai șmecher. Dar dacă eu acum îți trag un glonț în cap, cred că nu ești mai șmecher și nu o să faci nimic, înțelegi? Păi, în primul rând, noi nu am venit cu gânduri de astea, am venit doar să discutăm, să rezolvăm problemele. Asta a fost motivul pentru care cel mai probabil nu am venit ceva cu el. După ce a ieșit din organizație, a venit de aici și nu ne-a deranjat. Înțelegi? Odată ce pleci de aici și te las în pace, îți dau pace, nici să nu te mai prind pe aici că deranjezi și așa. Bine, dacă vrei să stai pe aici cu un bună ziua, cu ăsta, n-am nicio treabă. Dacă vii și îmi deranjezi oamenii, ne supărăm. Înțelegi? Din câte am auzit, asta a făcut. A ieșit de aici, da? Și pe aia s-a întors și nu știu ce a făcut ăla, m-a deranjat pe aici, am jurat ce a făcut. Ultima dată totul a început de când doi oameni exact așa îmbrăcați cum sunt ei doi, au venit exact acolo unde este magazinul al nostru, au scos briceagul la mine, erau mascați, deși le-am zis să plece, să părăsească zona, au zis că nu vrem să stăm și noi pe aici. Au scos briceagul la mine, am scos arma, am pus arma pe ei, s-a pus unul în genunchi, după aia s-a ridicat, a fugit, a venit unul cu un Logan. A venit cu un Logan negru acolo, i-a deschis ușa la ăla să intre acolo, după care au început să mă înjure, mă înțelegi? Bun, okay. Deci pe scurt au venit aici și au deranjat, după ce că i-am dat pace, au venit și cred că ne-am lămurit cei cu omul tău, da? Scuze, dar aveți și un GoPro ca asta, să-i putem sancționa și noi. Ascultă, au prins oameni mai în jos acolo, au prins oameni de ai noștri, i-au legat, i-a jefuit, i-au lăsat legați acolo. Ce crezi, că stau cu mine în sân? Nu! Păi și sunteți siguri că sunt de la noi oamenii ăia? Da. Că noi putem, discutat cu el. Mai putem fi confundați și cu altă familie. Nu. Dar nu aveți un GoPro cu acest lucru? Să putem vedea și noi. Cine să putem să-i sancționăm. Că există GoPro, dar cine are mie? Faceți vă rog frumos liniște dacă nu aveți nimic. Cel mai probabil dacă o să dispunem de un GoPro și o să vi-l și trimitem în particular. Sper că de data asta să mi se răspundă. Cel mai bine ar fi să ne trimiteți, ca să putem rezolva și noi problema cu băieții. Noi nu avem nimic cu nimeni, dar dacă ieși din organizație de aici și ești bombalos și te întorci și faci pe șmecherașul, nu te aștepta să ne purtăm frumos cu tine, dar din moment ce vii și faci scandal. Dacă vii cu un bună ziua și așa, ești binevenit, n-are nimeni nimic împotriva. Domnul Gigi, eu pe dumneata, pe Nea Bebe, pe Ancuța, și pe domnul Roland, îi respect, pentru că ei, voi m-ați ajutat pe mine în permanență cu tot. De datorită lui Nea Bebe am intrat eu în organizația asta. Dar păi bun, dar eu, dacă nu știu nimic de ce au venit băieții la casă, pentru că sunt unii bombalăi și de la noi, pot să zic așa, care îs proști. Păi da, dar după toată chestia asta, s-a venit la voi acolo, s-a lăsat un mesaj. A trecut multe, multe ore după chestia aia și tot s-a continuat așa. Tot s-a continuat. Și tu erai. Te-ai aflat. Nu, eu când am vorbit cu Nea Bebe, i-am înțeles foarte bine și... Te puvleț 60. Mesajul domnului Bebe. Păi și de ce să continuăm după? Dacă, cum v-am zis, cum i-am și zis lui Nea Bebe și cum am fost de acord și Nea Bebe cu chestia asta, îi luați, aveți GoPro-ul pornit, îi luați CNP-ul și îmi dați mie sau Ancuța sau oricare altul, nu mă interesează, că e oficial, că e neoficial, nu mă interesează, să aibă GoPro-ul pornit. Și îmi dați mie în privat asta, cum se zice, îmi dați mie filmarea și eu o să mă ocup cu domnul Richard și cu domnul Alex, o să ne ocupăm de ei. Da, parcă auzeam mai tare, mă, n-auzeam mai tare. Pentru că nu mi se pare corect ca, mai ales tu, Roland, să pui hitman-ul pe mine ca să mă aduc legat și cu ăsta și cu din aia pe cap, ca să nu văd nimică. Ți se pare corect ca tu, ca fiind co-lider, să pui hitman-ul pe mine când eu nu ți-am făcut absolut nimică?
Cum adică n-ai făcut absolut nimic când vii aici și ne deranjezi? Nu, Gigi, asta e între mine și Roland. Foarte mulți, ascultă, ai influențezi foarte mulți oameni să... Băbeți, haideți să o lăsăm așa, să-și vadă fiecare de treaba lui, înțelegi, Cătălin? Da, te înțelegi. Tu cu treaba ta, noi cu treaba noastră, dacă vrei să vii pe aici, dai cu bună ziua, dar dacă nu vrei să dai cu bună ziua și vrei să ne iei la mișto, treci de două ori, că nu o să mai fii. Deci nu o să mai pun nici hitman, o să mă ocup chiar eu personal. Am înțeles, mea Gigi... Înțeleg, deci nu, dar nu o să-ți ajungă la amenințări, nu, deci nu înțeleg. Bună sunteți. Veniți vă frumos până la noi acasă că avem nevoie să... Înțelegeți? Da, luați un tricol la dumneavoastră. Noi nu avem nimic cu nimeni. Na, deci chiar nu, dar dacă vii și ne deranjezi, nu te aștepta să nu fii deranjat, știi? Ok, păi atunci... Pe premiza asta suntem. Noi chiar n-am deranjat. Bună ziua, cu stimă și respect. Chiar nu s-a deranjat și oamenii noștri chiar nu au fost pe acolo să vă facă probleme. Puteți spune să plece să nu oamenii voștri au venit aici și am început. Ok, păi dacă vreți, nu știu, am o propunere, vă las numărul meu de telefon, dacă oamenii noștri vă mai supără cu ceva, cel mai cu bine. Siguranță o să cel mai bine. Trimitem facem de aici. Facem schimb de numere și cel mai bine, dacă suntem perfect. Că vreau să se încheie toată, tocmai de asta am venit și aici, ca să se încheie toată problema asta, nu am venit cu gânduri rele, am vrut doar să știu ce s-a întâmplat și de ce. Vreau doar să se încheie chestia asta, dacă vă mai supără cineva, mă puteți contacta și cu siguranță o să fie dus. Să fie pace. Da, și dacă puteți să-mi trimiteți și mie GoPro-ul când au venit primii doi băieți și au legat să-i rezolvi, că pe așa persoane n-au te căutat la noi. Credeți-mă că nu vrea să facă probleme sau așa. Dacă mi-ai dat mie, ești reciproc gen? Nu, trebuie să... Nu? Trebuie să dau și... Contacte acolo și share contact. Aveți dumneavoastră GoPro domnul Roland sau cineva? Are altcineva, nu știu dacă e... Ați primit? Da, gata. Perfect. Tu ai GoPro? Și dacă sunt probleme sau așa... Da. Ne sunăm și cel mai bine e să rezolvăm. Asta s-a întâmplat cu băieții, din câte am înțeles eu. Da, păi tocmai de asta am venit aici, că dacă nu ți-ai înceta, probabil să te ajungea la un război și nu cred că vrem niciun asta. La ce război să se ajungă, domne? Ce război? Eu am spus acolo că dacă mai prind pe cineva aici, nu o să vă placă ce o să urmeze. Ați spus, mi-aduc bine, foarte bine aminte, ce ați spus domnul Bebe, că o să se lasă cu bani. Sau așa? Cu hotel. Da. Păi, de asta îmi zice. Că nu există un motiv pentru care să se vină aici insistent cu aberații și chestii. Bine, oricum pățim aceeași chestie mereu cu persoanele care au fost aici și după ies, e tot aici vinge. Nu știu de ce mai pleacă. Nu, sincer, eu vă spun, eu v-am respectat și vă respect în continuare gradele mai mari de aici, din familia noastră. Datorită dumneavoastră am intrat eu în familie și am intrat pe orașul ăsta, că altfel nu intram. Păi să-mi dai bani, de ce? Și... Rina Dior. Pentru asta vă respect, dar o să-i sancționăm pe băieții care au fost aici la casă, drastic, și nu o să mai vrem să mai facem probleme familiei Curcubeu. Doamne ajută! Așa, în schimb, aș dori ca și Curcubeii să nu mai vină în grup la noi la casă, ca să ne facă problemă. Unde aveți voi casa? Este confidențial. La parcare, acolo. Locația exactă e confidențială. Păi, dacă... Oricum, probabil v-ați deschid mereu. Exact. Dacă îl și prindeți și mă sunați atunci pe mine sau pe așa, ne opun chiar personal de oamenii care vă deranjează. Deci e reciproc. Nu vrem să deranjăm, nu vrem să fim deranjați. Așa e. Băi, dă-mi și noi o mașină. Băi, ce ziceți? Dăm o mașină? Acum mă pot da eu pe live, mă, frate, mă. Asta e webcam. Cum mă pot da eu pe live? Asta ce face, frate? Ah, recording. Mă, m-am dat un la record, ești nebun? M-am dat un la record, mă? Da, m-am dat un la record, ce nebun. Să ne bun rău de tot eu, băiți. Ia zi, bre. Vreau să dau o mașină, ceva. De ce ești trecut așa?
Nu sunt, dar am obosit sau bălări din astea. Bă, uite seria 7-9, mă, nebună. Unde e? Păi cu eu ăsta, mă? Băieții au venit? Nu știu. Mă, ce jelpe urâte! Hotel meu. Nu l-a de dat-o. Voi ați venit cu el? Frumos și 7, domnule. Păi nu e al meu. Nu știu. E foarte. E ăsta de i-l-am dat la Buzatu, mă? Este al meu ăsta. E la nou sau e la albina? E la nou. Eu la nou, știi de unde vă dați seama? Vă uitați acolo grile. La grile. Da, după grile și după... A avut și el să vină cu noi? Nu știu. Mamă, n-are numere. Bă, n-are numere. Bă, asta, bă! Dar ce interiorul ăsta, mă? Ia, cum e că n-are numere? Ăsta e interiorul. La serie 7, da, ăsta e. Și dacă mamă, pui avariile... Mamă, câtă tabletă am aici în spate. Bă, s-a urcat și amcuț! Bă, uite care tabletă, bă, eu văd pe amcuță. Dar uite ce geantă ghesta are în spate. Da, bă, perfect. Mamă, uite-te în spate să vezi ce e acolo. Uite câte tablete. Adevărat? Deci, dar nu cred, are trei locuri, nu cred. Nu știu. Bă, ia urcă, băi, aici. Ia urcă, bă, urcă aici, nebun. Era să dau peste tine. Să trăi zonă, băi. Merge. Bă, ți-ai suit pe geantă, mă? Ah, scuze. Bă, nu! Ești ok? Dar nu, hai, du-te de aici, că mă duc, du-te sus, te buc. Cine e la negru? Bă, care ești, bă, la negru? Bă! Cine e la negru, mă? Sărumana, bebe, ăsta negru este unul pe care m-a trimis un domn oficial să-l îmbrac. Păi îmbracă-l. Eu să dau tur cu asta. Bă, dar știi ce-mi place, mă? Care ăstea n-are numere. Bă, să știi că e faină. Uite, mă, are kit Alpina. Da, păi, Alpina. Sau e Alpina. E Alpina, aia zic eu. Cu farurile alea LED, așa... Mă, uite dar n-ar trebui să fie interior cu full tabletă? Păi și nu are full tabletă? Nu. Cum nu, mă? Păi nu are că Mercedes-ul dintr-o parte în alta, gea. Păi nu așa avea, seria 7? Bă, nu. Asta nu? Nu știu, nu cred. Eu n-am văzut niciun BMW cu full. Aaa, astea noi toate au. Dintr-o parte în alta n-am văzut. Da. Da, astea noi, ultimul. Am văzut la Mercedes. Păi, s-au luat după Mercedes. El are tabletă de mult în Burgen. Are de până 2010. Nu, asta mă refer. Mă refer la full tabletă, știi? Asta mi-a arătat cum au mers. Nu, mă refer gen, nu Burgen, mă, ceasul și alea sunt tabletă, gen. La mine a fost ultimul din ăsta, gen, cu din alea Manuela, cum ar veni. Păi au apărut alea electronice. Analogice. Merge bine? Bă, nu wow, dar totuși controlabile, gen. Dar ăsta e accelerat. Ne pot că merge, mă, accelerat. Accelerează ok. Și de frânat? De frânat, mâine. Pune mâine frână, lasă azi. Azi nu frână. Nu mă, cred că merge bine. Hai, la rog, șefule. Domnul polițist! Stai! Nu mai ieși blindat! Nu credeam? Ia dă-te, nu poți să tragi, stai mai în față. Nici nu poți să trag. Nici nu știu dacă am glanțe. Așa că trag eu. Vezi că eu n-am geam! Dă-i în spate, mă mine. Dai că nu poți să... Drag, dă-te așa. Nu poți, a? A, apis, da. Bă, dar asta e electrică, mă, sau nu e electrică? Nu-mi dau seama. Nu cred. Acum aveți geamul? Nu. Dă-i în spate. A, nu, că se sparge. Se sparge? Da. De ce te sui dacă... Păi mă pune... Stai să tragi un acuță să rea. Ce? Ah.
S-am dat ancuța? A. La prima dată cred că am dat eu pe lângă. Urca. M-ați lăsat aici cu belelele și am fugit. Care belele? Hai mă urc ancuța. Mamă, mor cântă lumea așa pe gânduri. Deci zice, trage și părinte pe gânduri. Bre, nu mai intrați așa pe gânduri, bă, la o secundă. O secundă și ne-a fost de ajuns. Deci o să vorbesc cu poliția, să întrebe dacă n-am număr de matriculare. Mă poți da în urmări generală. Nu, ei te dau, că... Dar nu e nici unde e toată poliția? Eu te dico, te răspundem la apeluri. Bă, bă, bă. Mamă, ce-am crezut că da. Elisei Dino, mulțumesc de subscribe, binevenit. Binevenit, rău, ai nimerit. Oh, l-am nimerit. Vezi că l-ai păstat pe cap. Tu ești polițist. Mă sună Nicolae de mă nebunește. O, mami, mami. Da, Nicolae. Îmi place că s-a dat la o parte. Uite, mă plim, tu? Păi de ce zice asta? Îi țin blocați aici, Sărin, că stau. Ce-s care tati, mă? Ești acum cu el? Mișcă-ți rahatul ăla de mașină! Ah, de bine, Nicolae, hai că... Mamă, stai mamă, grijă că... Domnul, vă rog frumos să vă dați! Gică, ești cu tati, ești cu bebe. Păi și unde, ce te faci, domnule, fața mașinii? Domnul, m-auziți? Da, m-auzi. Voiam să vă întreb ceva. Dacă n-am numere la mașină, mă puteți da în urmărire? Da. Cum? Bă! Bă, am înțeles. Domnul Pericol, sugi. Sugi, domnul Pericol, sugi. Sugi, domnul Pericol, Pericol, sugi. Do pericol sugi, pericol, pericol sugi, guiți, guiți. Bă, dar ați venit toți pe mine, bă! Bă, aduceați cuțitul să tăiem porcul! Pericol sugi, guiți, guiți. Pericol sugi. Pericol sugi, sugi, pericol, guiți, guiți. Uite, este mai șmecher, mă, iară, guiți, guiți. Bă, vezi că el a fost, te omoare, mistrețul. V-am dat Armageddonul. Sugi, sugi, pericol, pericol sugi, sugi, câine. Scuze-mă, dar ce-i supără pe mine, ți-am greșit cu ceva? Sugi, pericol, nu, dar ai fratele fraier, câine, sugi, sugi, câine, ochișor antiseptic, sugi, sugi, ochișor antiseptic, sugi. Fii sincer cu mine, spune-mi adevărul, negru, uite, porcu! Uite, bă, porcu! Nu ai mai fost niciodată așa de bine cu tot? Ești serios, ne? Eu vin! Haide! Haide, vino! O să mă fut! Salut! Dacă îți dau un cod de PSM, dai grabă nițeor, nu, mare, nu, nu, dar mi-e, cumpărăți tu ceva, gen. Porcu, măi, cumpărăți tu ceva. Sugi, câine, Doberman, sugi, pericol, pericol, sugi, câine. Pericol! Ai ceva, ce să zici, Doberman-ul? Doberman-ul, sugi. Dați-vă că ai dat glonț! Dați-vă că ai dat glonț, unde-i? Da, gata, eu plecat în bana. Unde e porcu, că-i dat glonț? Dar luat ceva, mă, frate, de ce voi așa, mă, să le dați bani? Hai să luăm mai, bă, nu mai avem mașina, bă. Pentru că erau doi, pericol, nu erau unu, erau doi. Mă, erau doi, sărăcuță de voi. O să vorbesc cu Denis să-ți dea premiu de cel mai șmecher admin, ai reușit să banezi doi oameni. Domnul! Domnul, faceți recrutări în familie. Domnul, faceți recrutări. Nu știu ce să zic, ești pregătit domnul pentru bebe așa ceva? Eu zic că-s pregătit, m-am pregătit toată viața mea pentru așa ceva. Uite-l pe ăsta acum, bă! L-ai văzut pe toi ce față domnul, are? Domnul, mai deci... vreți să vă dau în urmărire? Nu, bă, nu. Acum nu mai. Aveam și o mașină, bă. De ce ziceți, domnul bebe? Da, da, dar trebuie să te duci acolo la casă. Mă bubuim așa. Bine, o să mă duc. Un țica asta, să știu și... Deci pe cea de bă.
pe Gigi în mașină, eu nu trăiește pe spatele nostru de vreo două săptămâni. Domnul Bebe. Tati, da. Domnul Bebe. Eu am fost ostat cu vostru, e normal, mă, poliția să mă arestate. Mă, dar lăsați-l drag cu pace, lăsați omul pe linșit să facă și el aici ceva. Ha? Ce, cum adică te-a omorât? M-a omorât poliția română. Dar tu, gen, ce ai făcut? Stai un pic, ce ai făcut? Am ieșit din bancă. Și te-a împușcat? Da, m-a împușcat cu sniper. Nu le-ar fi rușine cu... Ia vin un coace, vin un coace puțin, vin un coace. 6, 9, 4, 9... Da. 6, 9, 4, 9... 6, 9, 4, 9, 8 ai? 6, 9, 4, 9... Stai așa o secundă. Ia mă să vin cine l-a omorât pe băia, mă, că nu-i ok, mă, să-l omoare, mă, frate, mă, n-ai cum, bă, cu poliția, bă, să o dai la momentul de față. Ăștia omoară tot, mă, tot, mă, bagi polițiștii și au ciurii tot. Unde era asta, mă, cu keylog-uri? Că vreau să-l întreb pe polițist, dar ce să întreb? Ce e omul meu? Lasă-l un pic să se joace și el, ce-i cu el? Te-a mai omorât cineva până atunci? Bravo, domnul! Te-a mai omorât cineva de atunci? Băi, mă auzi? Te-a mai omorât cineva de atunci? Bine, bă, colegul meu! Da, hai să facem și paring. Cam revenit înapoi. Ai ieșit de pe server? Nu, n-am ieșit. Mi-a dat mușcă cu crăș. A, deci ai ieșit, mamă, dar mulți te-au murit aici, mă. Nu mai știu la ce oră a fost. Cred că am eu filmare, nu știu. Nu v-a să-mi fac mine, dar nu știu, aș încerca așa un decot. Că am fost în Bratva și am auzit să am avut mușchiul bani și astăzi am. Bă, dar mulți... Te-a omorât cineva cu mașina. Când a fost asta dat unul cu mașina peste tine? Nu știu... A, cu mașina peste mine? Da. Nu știu, la vreo oara... Nu știu, 7... Bă, a fost 8. Înainte sau după jaful ăla de atunci? Asta îmi trebuie. Înainte. A fost înainte asta. Păi înseamnă că te-a omorât ăsta de imagine. Dar nu spune cu ce. Da. Mă omoară de... A, ăsta era, da, ăsta. Ăsta te-a omorât. Dar cel mai probabil te-a confundat cu... Da, da, nici așa se confunzi. Păi na, ce vrei să... Poliția. Ce să le, n-am ce să zic. Okay. Acum mă bag la dumneavoastră în familie, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Am auzit că Bratva s-a destrămat, așa că am ieșit și eu. Băi, dacă vrei știi unde ne găsești. Știu, dar... Cam cât ar trebui să stau eu așa... Păi faza e în felul următor. La noi nu intră nimeni direct, înțelegi? Da, am înțeles, eu știu asta. Decât în momentul în care o să fie cineva care se poate ocupa zi de zi de familie și o să reparticipăm și noi la jocurile foame și atunci o să alegem câțiva pentru jocurile foame. Și atunci se poate intra gen. Dar așa, gen trebuie să fii cumva recomandat de cineva care este deja oficial, așa poți ajunge oficial. Tu uite, tu poți să mergi astăzi la casă, te împrietenești cu băieții, vorbești, iar duminică te propun băieții și poți să devii oficial dacă te propun, înțelegi? Dacă tu te împrietenești cu ei, reușești să cunoști o mare parte din ei, să le arăți ce om ești, cam asta e, cam așa mergem noi pe sistemul ăsta, pe recomandare. Cezar mă cheamă. Cezar, salut Cezar. Salut. Eu mai am o argument la dumneavoastră. Ce? Am nevoie de niște bani urgent, am 66.000. Toți bani. Și dacă v-ați putea... 5, nu, ci 3. Un pic de bănuț acolo. Da, mulțumim, mulțumim. Te pup. Hai de Dumnezeu sănătate. Bună seara. Mă dai în urmărire? Pic de... Bună seara, doamne. Da, te dau dacă vrei. Am venit în alte scopuri. Ia zi.
Eu... Am venit în scopul unei fotografii, dacă puteți și aveți. Cu nasul, vrei să facem postă cu nasul? Da, da. Mare, înainte a venit să dea și pare. Aolo. Dați-vă din fața camerei! Băi, dați-vă că vă înjunghi ăsta cu nasul. Unde sunteți voi acum? Da, doamne, știu că am nasul mare, eu sunt năsosul. Păi hai, că vorbesc și te sun. Dai tag pe Insta. Spor. Cum? Dai tag pe Insta. Desigur, domnul, cum să nu. Bebe. Da. Ce probleme avem? Ne cheamă haide niște oameni. O cață, hai, vă pup. Salut, domnul, te așteptăm la casă. Da, da. Și acum să-ți mergem așa de poliție. La bă, secția de poliție din Los Haos. Dacă poți, ne așteaptă Nicolas cu Bebe. Bă. Da, și așa că facem o schemă. Da, domnul, să nu ne ia nimeni. Hai că nu ne-a văzut nimeni. Bă, fii atent, Gigi. Pe Facebook un grup din ăsta de columbofili. Bă, ne-a luat poliția, frate, ce am făcut? O fost eliberare în droguri la Bama Mare, mică. Poftim? Albanezul, mă auzi? Mamă, coi. Dar de ce intră? De ce intri în mașina mea, mă? Nu vreau. Bun. Bă, dar repede trag ăștia, mă, frate. Hai, mă, frate. Hai, mă, rog. Rămâi pe loc. Hai, mă, rog. Rămâi pe loc, te rog frumos. Mă... Păi, eu stau pe loc. Ce-i schimb? Și el a rămas uimit, nu ai auzit, mă... Prind ca o mașină bună. Mă, să nu intri noi, te rog, să nu intri noi. Ia-te-l, s-a făcut căcat ăla. Ăla e gata. Dă-i. Hai că s-a făcut ăla. Dă-i, băi! Am înțeles. Bă, dar voi nu trageți niciodată, mă, ei... Din față, dă-i. Dacă mașina asta ne scoate pe geam, aia zic, și ești agronț. Te-i una roz, mă. Bagă-te. Bagă-te, Gigi. Păi vezi că te împușcă acum. Nu avea cum să ne vadă. S-au dus. Au trecut de noi? Care face roata? N-aveți curaj niciunul. Bă, unde-i Gigi, mă? Mă, înțeles. Mă, dar nu știi și tu atent, mă. Trebuie să ne întoarcem după ea. Nu mai am chat aici, ce nu mai am chat? Suflet, suflet cald, ce faceți în seara asta minunată? Mamă, suflet cald. Unde-o căzut, Gigi? Aha, cum o luăm acum cu Gigi? Hai să vedem. Cred că ăștia au trecut. Că mergeau... Uite, a trecut cineva înapoi, încă una. Acolo sus, în curbă, cred că l-a luat. Că în rest nu avea unde. O să trebuiască că te dai jos să-l iei. Dacă pregătește, îți pregătește ce trebuie. Acolo. Nu mai erau bine.
praf, praf, praf. Nu tragi, nu tragi acum, nu tragi, că n-are rost. Pregătește să-l iei. Dar dacă e liber. Mai liber, mai liber. Mamă, l-am prins pe ăsta sub mașină, frate. Așa, mă, bravo. Nota 10. Avem cum să luăm. Să încercăm să luăm, că nu avem ce face. Intră și tu pe stație și cheamă pe băieți. Mamă, nu știu ce schemă a avut la sac. Băieți, mă auziți? Avem nevoie urgent de voi aici, jos la benzinărie. La casă, la noi. Urgent, repede, suntem urmăriți de poliție, repede, veniți. Păi avem nevoie de... În curba aia, stați așa, că vă zic unde, dacă... Mamă, nu mai am roți, frate, și nu vine nimeni să ne ajute, bă, frate. În curba aia de la O, e Gigi leșinat, mergeți și luați-l dacă reușiți și ajutați-ne, avem nevoie de ajutor. Bă, dar ei nu ies pe mașină, dacă nu ies din mașină, gen. Nu, 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 numai la mașina asta e. Trag după asta. Ia trage, dar vei să nu trebuie și ei. Dă-te jos, cu mâinile sus. Dar cum poți să-l nimerești când stă pe loc? Am o rată pe parte și o rată pe parte. Cum e mera? L-ați luat pe Gigi? Bă, tăie cu poliția la greu, băiții. Perfect. Domnul, veniți până aici, vă rog frumos, da. Am nevoie. Care e de TikTok, Gigi, că nu știu care. Veniți, vă rog, repede, repede la, nu știu, la... Poftim? Pe la noi, pe la casă, benzinărie, highway, în zona ce... Poliția. Aude poliția ceva pe aici? Era doar... Auzi? Iară de-un pe tine? Cum? Nu, nu, iartă-mă. Păi dacă venea poliția, știi că te lăsam aici, nu? Păi nu, că mă... Eram sigură că nu vine. Salut, Alin, salutare. Mâncă-i așa la felie de pizza, iartă-mă. Ți-am dat... Ți-am dat sponsor reparul ca mecanicii? Vine și... Domnul Oreo cu Nicolas pe aici, să ne ajute. Da. De unde știi tu că vin?
Păi l-am sunat să-i spun că nu mai ajungem acolo. Că avem probleme acolo. Domnul. Da. Mă auziți? Vă aud. Știți unde să veniți la mine? Vă aveți GPS sau trebuie să vă zic locația? Îmi spuneți locația, că nu mai apare. Hai de capul meu. Da. Los Haos? Am auzit? Domnul? Alo? Sunt aici, mai jos de 5004, cumva, hai că-ți dau locația. Tati! Care tati, mă? Bună seara! Cum adică e tati? Și eu cine mai sunt? Nicolas. Au. Nu scoate arma la mine, Nicolas. Ce-ai așa? Dă-mi arma aia înapoi, te rog frumos. Ce-ai așa și Nicolas. Mai păcălit pe mine. Nicolas, dă-mi arma aia aici, pentru că o să mă supăr pe tine și nu vrei să mă supăr. Hai că am fost prieteni. Uite, te las cu taserul dacă vrei. Da, lasă-mi. Să aveți grijă. Bine. Că în orice moment poate să apară poliția pe aici, știți? Bună ziua. N-are treabă. Bună seara. Deci eu nu mă mai înțeleg acum cu... Tati! Da. Cum îi zici lui tati? Că până acum mi-ai zis mie tati. Bă, Nicola, cine-i tactu? Cine-i tactu, Nicola? Păi de ce el? Și măta cine e? Ia! Nu sunt ei, sunt niște impostori, Nicolas. E mama, că pe mama și pe tata, ei sunt tata. Și tu ești un impostor! Nicolas! A venit mecanicul? De ce mi-ai făcut așa? Tati, eu te supere! Mamă, ce-am ratat! Nu, din nou! Bă, nu se poate! Mamă, tata! Bă, nu tragi în el. Mamă, v-ați revenit, domnul? Bă! Stai așa că chiar aveam nevoie de o rozetă. No, ești bulangiu. Am apucat să fur rozeta. Pă bune, mă întreb pe mine ca să-ți răspund eu, în momentul de față. Domnul, cine e? Numai din vina ta, Nicola, s-a întâmplat asta. Ai văzut, stai sărit tu cu pumnul și o sări și ăla. Exact, că ai dat tu cu pumnul. De ce ai dat în mine? Din cauza că tu ești un păstor, dar ei doi sunt mama și ta. Cine? El, tati și mami. Nu e, eu sunt. Ne-am cu tot. Îți aminte toate amintirile frumoase împreună? Cine e nașul meu? El e nașul tău. Cine? El, Răzvan. Nu. Cum nu? Domn mecanic. Domn mecanic, aceasta e mașina. Deci cât trebuie să vă dau? Nena Gigi. Un milion. Ne-a și atât că e nașul meu, Nena Gigi. Da. Poftiți aici, mane, domnul. Mulțumesc frumos, să trăiți.
Cum e Nea Gigi nașul tău dacă tu ai vorbit cu Nea Viorel? A dat o mecanică. Poftim? Cum? Explică-mi. Da, Nea Gigi e nașul tău și Nea Viorel e nanul meu. Nanu. Și cine e nanul tău? Am primit 10 euro de la Bombi Buzatu Ștefan Pericol, zic să-mi zici și mi-a zis ce să fac. Și nanul ce e? Nenea? Bă, dar care ești tu, Buzatu gen? Păi bine, și Răzvan ce e? Bombi Buzatu Ștefan Buzatu, tu ai donat unul. Băi, de ce nu mi-ați mă că a donat Buzatu, băi, n-ați dat și voi inimioare păcea nimica, unde sunt inimioarele alea păceat? Hai să văd un rând de inimioare pentru donația asta de 10 euro, băieți. Odată. Cum nu? Băieți? Te-am botezat tu singur. Vreau și eu niște inimioare pe chat? Bine, și cine e Nea Gigi? Spune-mi și mie. Nea Gigi este tot din mafia curcubeu. Uite, l-a venit. Toată. Păi și eu sunt. Nea Gigi. Nene! Nea Gigi! Ia zi vre. Nea, știa că tu ești nașul meu? Eu sunt cel original. Mersi frumos, Buzatule, te pup, îți mulțumesc foarte frumos. O repar și pe asta la aici? A, nu am de aici. Naș de naș. Păi cine a donat atunci? Naș de naș, aceea ce cumpere. E ok, domnule, care vă mulțumim pentru serviciile prestate. Vă urăm o zi cât mai frumoasă. Mulțumesc la fel. Să trăiți, să trăiți. Să trăiți, mecanic, să trăiți. Pe unde e umblat că ești nemâncat de 5 zile, bă, că n-ai stomac? Cum adică că eu sunt tatăl lui? Băi, Nicola, cine e tatăl tău? Tu! Păi și domnul, de ce zice că el e taică tău? Adică el a umblat la maică ta, gen? Nu. Cum adică nu, Nicolas? Păi, Nicolas, și cu mătru cine? Da, mă, chiar, mătru! Cu mătru, cine e cu mătru? Când are mătru, cu mama? Mătru. Cine e cu mătru? Tu ai umblat cu mama? Tu ai umblat cu mama? Tu ai umblat cu mama? Nu. Nu eu, ea a umblat cu mine, Nicolas, pe ea trebuie să o bați. L-a înșelat pe domnul ăsta. Vara Nicolas, vrea să te bage în ceață, să știi. Și de unde are numărul tău? Uite, ce uite, eu când sun acum pe cineva, uite, fii atent că o să sun. Ești pregătit? Ia uite, fii atent, uite, cui sună telefonul? Fi... La ce? Nicolas, vezi, cred că-ți sună telefonul, Nicolas. Nu cred. Ia auzi cum s-aude, s-aude de la ea, nu? Uite, mi-a închis acum, Nicolas. Am numărul ei de telefon, Nicolas. Ma. Adică, uite-te și tu puțin, că se vede atât de clar. Tu ai păr în cap, nu? Zi, Nicolas, ai păr în cap? Ok, în ceața. Nicolas? Da? Tu ai păr în cap? Am și eu o problemă aici. Ce problemă? Știu că unul dintre voi mi-a promis 4 milioane. Și am stat acolo o jumătate de oră și n-am primit 4 milioane. Și am venit să iau banii. M-am căutat tot orașul m-am căutat. Și sunt convins, că în capul tot te-ai gândit fix sub un pot să mă caut, să mă găsești, că aici o să mă găsești 100%, nu? Păi noi suntem prieteni de mai demult. Nu. Ne-am mai întâlnit, așa. Pentru aia 4 milioane ți s-a mărit timpul de așteptare, trebuie să mai stai încă 30 de minute. De ce? Că nu ai fost un om cum se cade. Și ai făcut... Acum ce facem? Păi nu știu care e tata. Da. Păi Nicolas, rezolvă problema asta cu 7 tați. Uite, Nicolas, ia uite-te. El e preotul care te-a botezat. Spune-i, nu sunt eu tatăl lui? Păi da, ești tatăl lui. Poftim, Nicolas, uite, preotul ăsta te-a botezat pe tine și știe că eu sunt tatăl. Și uite încă ceva, tu ai păr în cap, Nicolas, nu? Da. Tatăl tău de ce nu are păr? Și eu am păr. Păi el are, avea oră, a rămas atuns la cherie din cazul. Avea o dată. Lui nu poate să se scarpine. Da, exact. Băi, Nicolas, tu te rog frumos să rezolvi problema asta, că eu am auzit că ți-o cântat una o melodie odată și era ceva de genul, că m-am născut între Carpați dintr-o mamă și cinci tați. Trebuie să rezolvi problema asta. Așa e, sunt de total de acord cu ce zici tu acolo în gândul tău. El a vrut să fie, și el liderul mafiei curcubeu. Cine? El. Care e el? Ăsta în ros. Ăla a vrut să fie bulion?
Nu, da, ăla vreau să fiu... Nicolas, eu sunt tatăl tău, poți să nu mai strigi așa pe acest individ? Când am născut! Cum ai că te-ai născut? Într-o zi cu soare. Bună ziua. Nu. Nu, dar îți dau încă o dată. Aduce-ți cu salut, agenda, ucenici! Buzatul, ai fan, buzatule! Ok. Hai, imediat, așteaptă. Ești fan, ești fan buzatul, gen? Da, ești fan buzatul, dar mai mult al tău. Da, da, asta mă cu fața asta. Băi agenda, ucenic. Hai că mă, hai că dau imediat. Băi, Nicolas! Cine-i tata tău? Aici! Cine e? Tu! Păi și atunci, domnul acesta, de ce spune că el e? De ce insistă că el e? Cum rezolvăm această problemă? Okay, bine, da, auzi, spune tu, când este ziua lui? Hai să vedem, Nicolas. Cel mai bine știe măsla. Dați-o, Nicolas, am nevoie de puțină liniște. Am alea puțină. Vezi, Nicolas, că nici el nu știe când este ziua ta, eu știu când este ziua ta. Ia zi. E peste pe data de 7. Nu, este pe data de 8. Pe 8 e ziua ta. 8, aproape, vezi, am fost aproape și chiar eram convins. Mereu am uitat. Era pe o 9. Era 9 iunie. 19 iunie 19 era ziua mea. Exact, și tu nu mai auzi? Ce? Nu, atunci a fost botezul. Că atunci a fost și botezul. Eu sunt tati, nu el. Ba nu, că el e tati. Eu sunt. Poți să pleci dacă vrei acum, poți să pleci. Wow. Nu, dar stai că e preotul aici, vrei să te... I-am dat fix cu telefonul, i-am dat. Tu ai ridicat mâna la mine? Ești pedepsit. Doamne ferește, Doamne ferește. Dă-mi telefonul că ești pedepsit. Dumnezeu vrea putere să treci peste asta, Doamne ferește. Nu ți-l dau. Eu stau lângă tata, că tata trebuie să mă pedepsește. Tu nu ești tata meu. Ce trebuie el să facă? Eu mă pedepsească să mă pedepsească. Nu! Doamne, bine, Nicolas, iar, adică nu știu ce fac. Mă faci să recur la ceva ce nu am vrut niciodată. Tati? Bă, Nicolas. Nicolas nu este frumos. Tati. Nicolas? Vai, Doamne. Îți dau tot. Domnul preot, aveți ce-o zis că n-am fost aici? O scos toporul la care face Nicolas, îi dau tot, îmi dau tot. Și dacă îți dădea, îți cântam eu ceva frumos și te ridicai una, două. Aulă. Nicolas! Cine este tatăl tău? Nicolas, cine e tatăl tău? Eu zic că el e, pentru binele tău, el e. Eu sunt tatăl tău, Nicolas. Nu, Nicolas. Fugi, Nicolas, și zi tare, cine e tatăl tău, Nicolas? Nicolas, fugi și zi cine e tatăl tău. Auzi, Nicolas? Vrei cu la bărăi cu zonodurul organizat? Putem face ceva, Maxi, dacă vrei. Bine, fii atent că pună zonodurul, Nicolas, stai așa. Păi să facem ceva să iasă mișto, nu? Nicolas. Uite, Nea Bebe. Am mai dat o dată Nea Bebe, am mai dat o dată cu salut Nea Bebe. Gata, gata, am înțeles. Salut. Nicolas. Mulțumesc frumos. Acest om te-a jefuit. Mai știi că ai fost la casă la Cârcubești, cineva te-a jefuit și mi-ai spus mie? Am aflat și el a fost. Aoleu. Uite că are și armă. Răzvan, ai văzut și tu atunci când l-a jefuit, nu? Exact. O să jefuiesc cu el banca. Păi nu cu el. Cum? El te-a jefuit pe tine. Știi ce trebuie să faci. Nicolas, nu! Nu! Nicolas, nu! Nicolas, nu!
Îți dau tot ce am. Îți dau tot ce am. Îți dau tot ce am. Cine-i tatăl meu? Tatăl tău? Care ești în ceruri? Vrei să zic adevărul? Tatăl tău este Gigi Pasta. Nu! Ba da! Aolo. Mama ta a vrut să ținem secretul ăsta toată viața. Dar ți l-am spus. Lasă arma jos ca să spun mai multe. Gigi! Leșin, iau alea pe foc. Gigi! Împușcă-l pe tac, bă, ăsta! Împușcă-l pe Gigi! Să-mi cheme cineva pe Marimar aici. Mami! Yes. S-a terminat între noi. Păi de ce, mă, Nicolas? Păi cred că s-a terminat pentru el. A, nu, mai rezistă. Din cauza. Bă, așa cu e? Tine, cu tine, de... Nicolas, pe la urmă, cine-i tatăl? Cine, da? Cine este tatăl? Mami, cine este tatăl? Nu mai înțeleg nicio. Nu mai înțeleg nicio. Nicolas, ai permis. Da, Nicolas. Condu cu grijă, te-am înșelat. Nicolas, stai. Da, Nicolas. Nu mai înțeleg. Stai, de cine sunt părinții tăi, Nicolas? Că nu mai înțeleg. Eu nu sunt tatăl tău, Nicolas. Da, nu. Nicolas, uite, dar să, că știi nu că, să știi că mama ta este brunetă. Vai! Asta ce înseamnă? M-a prins. Ce adevăr. Asta înseamnă că eu nu sunt... Băi, știu, de ce mă bas pe mine? Aolo, dar ce dai mine și fără? Nu, nu, nu! Pleacă-te! Pleacă-te! Ești izgonit? Gata, nu mai dacă, nu mai dacă n-am făcut nimic. Nicolas, hai să stăm puțin. Băi, Nicolas, stai un pic, stai un pic, Nicolas, să-ți spun așa. Uite, lasă-l pe Nea Gigi să vorbească, dacă vrei îl chem și pe Nea Violet. Nu sunt tatăl tău, am avut mai multe bucurii, dar nu sunt tatăl tău. Stați așa, mă, că rezolvăm acum, stați așa. Minte, Nicolas, el e. Stați așa. Uite la mine. Bă, care era medicul de aici, Maxi? Se pare că se mănânc. Vino aici, Maxi, vino aici repede. Sichi, salut, Neața. Stați așa că rezolvăm acum. Destul de tare. Ba da, că avem ochii la fel. De ce le mincinosul? Bă, ce-am făcut, mă, frate? Avem ochii la fel. Dar avem amândoi doi ochi. Exact. Fii atent. O să chem acum cea mai bună persoană ca să-ți confirme. Nea Viorel? Nu sunt foarte încrezător, Nea Viorel. Nicolas nu mă crede, nu mă crede că eu sunt tatăl lui. Crezi că poți să vii să-i spui tu adevărul? Sunt alături de un domn pe nume Bebecică și nu mă crede că eu sunt tatăl lui. Tot insistă că celălalt e tatăl lui. Poți să vii să-i spui? Sunt sub un pod, nu știu să zic mai exact. Tongva Drive. Tongva Drive. Bună ziua, domnule. Bună ziua. Deci este un domn aici care vrea să-l fure pe copilul meu. Robică, dar mie mi se pare că... Cine? Nu știu, e un domn aici, Robică îl cheamă. Vrea să-l fure pe băiatul meu. Vă rog frumos să veniți urgent, cu dube, cu tot ce trebuie. Să-l răpească mai bine. Vrea să-l răpească, da, veniți, vă rog frumos. Localizează-mă, localizează-mă, nu știu, la drasă, mă, ia, vino, suntem face, la 5.004 sub acolo, sub un pod, la 5.004 ne găsim. 5.004 sub pod? Da. 5.004 sub un pod. Tot echipajul de aici. Vă rog, veniți toți, vă rog. Da, hai. Veniți toți, hai. Ești fii atent, Nicolas. Da, așa că o facem. Domnul doctor! Domnul doctor! Domnul acela, cu păr alb, alo? Te minte. Naș! Naș! Domnul doctor! Tatăl tău adevărat este cel din spatele tău. Domnul doctor! Stai puțin, Nicolas! Da, m-a auzit? Ai auzit ce a spus preotul? El? Ai auzit ce a spus preotul, Nicolas? Cel chel, da. Doamne ajută! Băi, Nicolas! Domnul doctor, mă auziți? Veniți, vă rog frumos, la 5004, repede. Să luați un set de analize, vă rog. Cum, șef? Era mă face la urmă, că nu fi fraier. Deci ce citiți acolo, domnule? Auziți? Dacă e vorba de analize cu de-asta așa, eu nu mă bag. Aoleu. De ce nu? Eu dau de altceva. Dar mă, pe cine ai chemat? Da, domnul Buzato. A chemat poliția. Vreau să te dea la poliție, că ai armă. Luați poliția și veniți, că cineva vrea să-mi fure băiatul. Veniți repede. Unde, domne, o locație, o locație, 5004 sub pod aici, veniți repede, da. 5004 sub pod, ok, imediat venim, domne. Vă aștept. Tata la pistol.
Aaa, n-ai gloanțe și mai păcălit? Ia stai așa că ți-arăt eu acum. Da. Nicolas, bagă-l înapoi. De ce ai scos arma la mine, Nicolas? Mami, nici n-avea... De ce ai scos arma la mine, te-am întrebat? N-aveți treabă. De ce ai scos arma? Tati. Vedeți-vă de drum. Eu sunt tati, ios! Băi, Nicolas! Nicolas, te minte. Te rog, ajută-mă, mami. Poliția să... Au... Aoleu... Aoleu, Nicolas are pistolul la el. Ce are Nicolas? N-are nimic Nicolas la el. N-are nimic. Să trăiți! Deci, domn polițist, eu am făcut apelul. Vă ascult. Trebuie să vă anunț că acest individ, dorește să-mi fure copilul. Bă, nu, el e taică-miu, Nu e taică-miu, eu sunt taică-i tu. Rog, eu îl cunosc pe tata, el e taică. Și eu te cunosc, te minte. Ei, uitați cum abuzează femeia live și indirect, domnul polițist. Luați acțiuni. Domnul polițist. De ce dai copilul meu? Băi, de ce dai mă în el, bă? Am sunat pentru el și acum a venit și dați în el. Eu am zis, ce face femeia? De ce dai mă în el? Vă rog să vă opriți. Domn, băi, Nicolas. Ce recalci tranquil. Bă, stați mă puțin. Poliția asigurată și încredere. Stai mă, nu vă mai bate, băi. Bă, mă, mami. Stai așa, băi. Stai așa, băi, stai așa. Ce aici, băi, să moară? Biorele, piciorul, biorele. Ce dracu aici, mă? Băi, stați cu minci. Băi, ce dracu aici, mă? Băi, Nicolas. E secta acolo. Ce faci, haideți să continuăm. Nicola, ce faci, mă? Deci Nicolas nu mă crede că eu sunt tatăl lui. Pocahontas. Ba da, el e. Bă, cum crede mă se numește? În primul rând aș vrea să știu. Bă, tu te văd aici, mă, tu ce treabă aici? El e, ăsta în costum. Ce s-a făcut? S-a făcut un apel. Mă lăsați să vorbesc, vă rog frumos. Am și eu vorbesc. Asta era ultima. Tot ce iubești tu mai scump. Măi, de ce? Și mă duc, la. De ce o fugi, mă, unde e? S-o dat jos și-o fugit? Care conduce mai mare? Aolo. Hai să o împingem. Dă-te-așa. Era să dai peste domnul. Era să dea peste domnul. Știi ce e, nu? Ăsta-i maimuța? A leșinat domnul Cenic. Că dacă te dea de la se vedea. Sau, înainte să intre noi, să uite, uite mai mult. Domn Pericol. Bă, dar iar ați venit pe mine, frate. Ce v-am greșit eu? Te pup, regele meu. Nu ai făcut nimic. Au venit doi porși mai devreme de nu m-au înjurat. Bă, zic, mă. Cici, vei fi arestat în numele legii. Nu, vă rog frumos, domnul Relin, nu mă arestați. Denis, te pup, mersi frumos pentru donație. Mamă, nici donația n-am văzut, frate, de ce n-am văzut-o? N-a dat nimeni pe chat? Nu ești tu, mă, marș. Denis, mersi frumos pentru donație. Vreau să vorbesc cu domnul Relin. Băi, Nicolas. Băi, stați așa puțin, băi, că acum o să ne certăm, acum e maimuța. E maimuța mea! E maimuța lui domnul Reu. Cred că așa facem. Tu iei maimuța și eu le iau pe Nicolas. Păi, cred că sunt la același nivel. Domnul doctor, veniți puțin să luați analize de la maimuță și de la Nicolas și să ne spui cine sunt părinții lor. Hai zic, chiar, hai luați-mi, veniți încoace să-mi luați analize. Să le iei de aici ca să rămână cu sămânță. El e ucenic cu puletine explorat. Ia uite-l copil. Ia uite-l și pe ăsta, tu al cui ești, mă? Ăsta de unde ești? Tot așa. Ai fost vagabond la viața ta. Ia de acolo. La urmă, care este totul? Ce să mai iei? A dispărut. Așa. Și da. Maimuța, unde e maimuța? Băi, nene, ce dracu, bă, că ai luat analize de numai ei? Deci sunt foarte mulți oameni aici. Rog și eu, domnul Dinco, vă rog frumos, faceți nu pot să-ți dau bani. Rog și eu în felul următor. Domnul Dinco, în partea dreaptă. Echipa mea care mă susține pe mine ca și tată în partea stângă,
iar echipa domnule care susține pe acest domn fără păr în spate. Dar spuneți numele, spuneți numele. De ce ne organizăm vărurile? La mijloc ăsta, bă, veniți și voi aici la 5400 supus să mă susține și pe mine, că am nevoie, de, că suntem la un concurs din ăsta, gen, cine e tata lui Nicolas? Nu cred că doriți să chemăm acum oameni să ne susțină, domnule. Păi asta facem. Dar de ce are mască? Ați chemat mai devreme, am auzit. Domnule Dico, dacă faceți veniți vreme 5400, da? Hai, băi, veniți tot repede. Suntem aici suport. Bă, dar de ce ăla are mască, bă? N-are, mă, n-are. Așa e fața lui de șobă. Arătați și voi semne de gangster, băieți. Nu mai am nici telefon. Iar pe al meu, Nicolas, și joc câte cu al meu. Când nimeni să-l dat de... Uite-mă și sunt aici. Stai că o dăm pe domnul. E de tata lor balans. Uite, ia, ia-l pe al meu, Nicolas. Și al meu e și al tău. Domnul. Da. Mergem o patrulă, ceva, băieți? Pe la mândoi telefon. Nu, nu avem. Telefonul nostru. Măi, nene, dar e test de paternitate. Vine tot Dicotul care se ocupă cu crimă organizată la un test de părinte. Bă, frate, e cu mine. Noi avem... Cine trebuie să mai iau analiză? Deci ai luat la maimuță analize? N-am apucat. La Nicolas, ai luat la copil? Da-și-mi pistolul să-ți ieși așa, fiu dure. Atunci mai trebuie și lui ăsta. Vino încoace, sunt puțin mai rușinos. Vino încoace, vino puțin. Nu! Nu stai, bă, că ăsta nu-i din Dicot. O să-l mituiască, o să-l mituiască. Nu-i dă moară. O să-l mituiască. Dă ceva, dă ceva. Du-te, Gigi, dă-i să tu ceva. Colegul, sunt adus, dă și mie, colegul. Mamă, iau-te-l pe ăsta. De unde ai venit șefule de răză? Buzatule, buzatul, vino cu oca, am o vorbă cu tine. Vino, te rog, încoace. Fii atent. Am nevoie să le spui tuturor că ai găsit niște documente vechi care să-ți relateze faptul că eu sunt tata lui Nicolas. Bebe Moise este tata lui Nicolas, da? Deci... Hai, vin, vin, zici. Deci vă rog frumos, domnul... Deci vă rog frumos, domnul... Domnul... Nu, trebuie să analizați puțin probele, domnul. Nu așa, ați băgat un ac și gata, el e tatăl. Vă rog să mergeți la mașină la voastră. Bine, domnule, haideți. Chiar sunt curios și o să lasă. Pleacă-te cu stetoscopul de gât și... Haide... Arestați polițistul. Deci eu am chemat poliția să... Faceți test ADN, domnul polițist, poftiți aici degetul meu. Unul de la voi, cred că bătura niște. Mai e un domn pe aici, nu știu cine e. Care i-a dat pistolul ăla? Care e ăla care mi-a... Uite ăsta. Care i-a dat pistolul ăla? Domnul ăsta de aici. Care? Ăsta cu cărtușul. Eu. Domnul, uite, domnul. S-a umplut de copii pe aici. Pentru ce să pun degetul acolo? ADN, ADN, să vedem care e. Deci eu dacă pun degetul pe tabletă, îmi luați ADN-ul. Da, da. Vă felicit, domnul Dicot. Am avut cine se tatăl. Bă, verificat să vedeți. Bă, gălăgie, frate. Dar rămâna, domnul. Da, domnul meu. Da, domnul meu. Deci da, frate, liniște. Întrebi amprenta să verificăm. Mamă, dacă nu ne-ai dat la pumn la toți, ce-o i-aveam? Domnul cu giachetă, domnul cu giachetă. Domnul Bebe, m-au zis de ce sincer. Am aflat cine este tatăl. 10, 30, bă, treceți mă... Cine-i tatăl? Domnul cu păr al în cap. Domnul Bebe, domnul Bebe. Da, domnul Negru, dă-mi pace puțin că sunt o discuție aici, vii și mă... Domnul cu păr alb în cap, gen... Bă, cât vorbiți că m-ați zăpăcit? Păi și cum ai că nu mai vreau pe ăsta de băiatul meu! Auzi, Nicolas, ce-o zis? Poți să faci! Ce am zis? O secundă asta. Faci un TikTok! Domn Dicot, cum îmi iei tu ADN-ul dacă spun amprenta? Amprenta, da, amprenta, să goate maza de dată. Pe medicul, mi-a luat sânge. Vezi că trebuie să plec. Medicul. Uite, domn Nicolas, păi și ce faci, ne lași aici? Asta e în avizor, uitați-vă. Băi, gata, fii atent, gata, continuăm mâine, băieți, că Nicolas trebuie să plece, că îl bagă taxul la somn, adică eu. La somn, Nicolas, ce-și acasă? Soarele! Băi, i-a venit, ce-și acasă? Eu i-am dat? La Nani! Eu i-am dat, mă, ia vin. Zici că suntem la fotbal. Nu tac, nu avem, Nicolas. Mâine ne întâlnim aici, da? Eu nicio armă. Eu am pistolul meu. Bă, voi ce aveți, cum adică nu băgăm seama, mă, că o să pe mine degeaba? Bă, ce aveți, bă, vă certați aici? Bă, auzi, îmi zice ăla mie că i-am dat eu pistolul ăla. Să se împuște el, să se împuște. Eu mă cert eu cu mine. Am dat și pe stație cine i-a dat pistolul ăla. Stați așa, că i-a dat pe mine. Secundă, imediat, vreau să mă sui în mașină. Revere, domnul Bebe. Vreau să zic ceva, domnul Bebe. Băi, Dicot, ați venit cu mine, mă. Da, mă, da, 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 eu am fost. Frate, te apreciez foarte mult, mă uit de mult la videoclipurile tale de când Denis mă cheamă, frate. Denis, pericol public. Ce, domnul Bebe, frate? Te apreciez mult, hai.
O să venim la tine acasă. Nu, tu nu, tu nu. Salut, domnule. Stai, care mă duce la garaj. Salut, bebe, tu duc cu Vicri. Te sui cu noi, bă, buzatul? Ah, Minecraft. Da, mă, vrei. Hai că e buzatul. Hai că e buzatul. Nu e, mă, nu sunt buzatul. Nu, nu, nu. Vreau să te lăsă aici, agără, să știi. Că un odicu sau care știi. Dacă, sau dacă vrei, te jefuim. Bă, vrei, nu să mă jefuiți. Nu e, mă, nu mă jefuiți. Nu uite, sunteți băieți faini, vezi? Te pup, salut. Hai, te pup. Te respect foarte mult, bă, că mi-aș știi. Bine. Mă, și Nicolas? Nu știi ce era acolo. Da, să mă. Bă, o să-ți că să mă duc și la somn. Ia uite, așa. Toate ușile la o parte. Știați schema asta? Noapte bună. Aer. Hop. Băi, cam ăsta a fost live-ul. Mulțumim tuturor celor care mi-au donat. Bombi Buzatu. Bombi Buzatu. Denisache mi-a donat și încă o dată Bombi Buzatu. Spor live în continuare, nu mai pot sta deoarece am școală. Îți mulțumesc, Bombi, pentru toate donațiile. Denisache, mulțumesc pentru donații. Ne auzim mâine, probabil mâine o să vreau să mai filmez niște episoade. Eu am ceva episoade, dar vreau să mai filmez ca să pot să le fac mai lungi, pentru că în ultima fază am filmat episoade mai scurte să pot să recuperez gen timpul. Vă pup și vă mulțumesc că ați fost prezenți aici. Ne auzim mâine.